Deci eu cred că în curând putem să ne facem și o formație, da, nu un trio, da, hai că eu... un trio electric, vezi? Trio electric? Trio electric. Păi da, nu, acustic, tu știi dacă e acustic sau electric, <laughs> tu ești cu muzica, noi... Mai păi puțin. acum astăzi ar trebui să fie trio electric, ăsta e subiectul până la urmă, dacă da. stăm să ne gândim. Uh -huh. Încet, încet ne reglăm, trebuie să ne împărțim pe instrumente doar. Dacă ai un să bagi în priză. Eu, dar... eu scriu versurile. <laughs> Da, aici mă bag, nu stai, a, nu, stai că nu. mai intra direct pe tu, mitul. Tu, mai bine făcut. ești managerul da, exact. Da. Tai bilete. Ce facem tata dacă tai avem bilete. concert în vârful muntelui? Dacă rămânem fără curent afară. <laughs> Băgăm acustic. <laughs> Așadar, to be or not to be electric, asta este întrebarea prețioasă pusă în limba engleză sau dacă vrem să o traducem și a fi sau a nu fi electric, subiectul pe care ne-am propus să-l dezbatem astăzi la modul relaxat. Pentru că uh, suntem trei oameni care au condus de toate în viața lor, de la autocare. <laughs> de unde? Nu știu. da. <laughs> Până la asta, da. Formula consacrată, desigur, Mircea Meșter, ce nume predestinat. Te-ai gândit vreodată la chestia asta că e ceva acolo la mijloc? Da, m-am gândit. Să fii meșter și absolvent de litere. M-am gândit mai ales atunci când sunt sunat de prieteni că vor să pună faianță și l-au pe unul meșter. În... <laughs> și au sunat și ei din greșeală. La Le chele, cer da. un preț destul de mare și acolo se oprește discuția. S-ar putea să fi putut avea o carieră bună totuși. N-am avut ocazia. Da. Dan Ștefan, autonom. Asta e echipa și eu ultimul pe listă cu voia dumneavoastră. să zic ultimul pe voie cu lista dumneavoastră. Mă rog, poate era mai aproape de adevăr că nu știi niciodată că fiecare are o lista lui pusă deoparte. Fiind trei bărbați păduri cu trei, eram normal că suntem pasionați de mașini și am zis să punem următorul subiect pe masă. Dacă tu ai reușit și ai adunat bani și ești hotărât să cumperi o mașină astăzi, ce faci, tată? O cumperi electrică sau o cumperi termică? De aici s-a născut întrebarea dacă a fi sau nu fi electric. Și de aici încolo începe dezbaterea că e frumoasă și asta tot timpul a animat așa, fiind o poveste relativ nouă în viața oamenilor pe pământ, zic. Eu zic să fiu la care să zică că nu, să nu cumpere electrică. Că e, e scumpă, nu ajunge departe, e... O să trecem o prin toate carci. miturile e astea, nasol, dar, da, asta e fără dar da. și poate, da. ajunge ea departe, dar metaforic așa, da, da, da. da. în timp. Dar acum, pe bune, dacă ar fi astăzi, dacă ar fi astăzi, facem fiecare exercițiu ăsta, dacă ar fi astăzi să iei decizia de a cumpăra o mașină, ai bani, ai tot ce trebuie, ești pus în situația de a cumpăra o mașină astăzi. La ce ai, ai optat pentru termică sau pentru electrică? Păi răspunsul e destul de simplu din punctul meu de vedere. Depinde unde și cum stai. Așa. Cred că am zis bine. Cum locuiești? Da. Eu, de exemplu, am o mașină electrică pe care mi-am cumpărat-o ca să înțeleg, mă rog, e din perspectivă profesională, dar eu scriu despre mașini, e viața mea, da. și atunci mi a luat o electrică pentru a le înțelege mai bine pentru că din teste de două, trei zile nu prea înțelegi nimic. Și atunci singura soluție este să o ai acasă, să o ai un an, să o ai doi ani, să o ai aproape doi ani deja de când am electrică acasă, electrică, mă rog, cu ajutorul căruia aduc copilul la grădiniță de altfel. Da și cu care participă pentru un campionat mondial FIA în același timp. Adică, adică? E, de e, destul de... Nu știu. Stai așa. Zi, wait, wait lovește-mă. Ține-ți caii. <laughs> uh, FIA, care Federația Internațională de da. Automobiliști care organizează Formula 1, VRC și multe alte competiții, da? Organizează da. și un campionat mondial de regularitate cu mașini electrice. Ok. Cu etape în Europa, cu echipaje, cu piloți și copiloți care punctează într-un clasament general mondial. Unde și unde tu poți să mergi cu mașina ta aia de acasă? Poți să mergi cu mașina ta de acasă dacă ești nebun ca mine, dar în general nu se face Așa. asta. Ok. Eu noi mergem cu mașina noastră uh, și participăm acolo. Deci Închidem paranteze vorbim mai târziu, că e Bine, un, gata, e un okay, subiect înțeles, bun. Da. Dar fac asta, e practic dusă la extreme, știi, între dus da. copilul la grădiniță și particip la un La un campionat mondial, da, exact, de e raliu de regularitate, o să povestesc despre asta mai târziu. Deci, mașina e foarte viabilă și foarte uh, potrivită pentru multe lucruri, însă nu este potrivită pentru toată lumea în momentul ăsta. Și ăsta este un adevăr. Ce vreau să spun este că dacă în schimb este potrivită pentru tine? Da? și Tu ai toate condițiile să-ți cumperi? Da? Faci o mare greșeală dacă nu o cumperi. Asta e. Adică nu trebuie să o cumperi toată lumea în momentul ăsta, nu e obligatoriu din fericire, nu se întâmplă treaba asta în momentul da. ăsta. Însă dacă tu poți să cumperi mașină electrică, faci o mare greșeală în momentul ăsta dacă nu cumperi. Cam asta vreau să spun. Zici tu din cunoștințele din, din cunoștințele experiența, mele, da? Tu ce zici, da? N-aș fi chiar așa de dur să zic că faci o mare greșeală, cred că e o alternativă foarte bună dacă o înțelegi, dacă ți se potrivește. Și sunt de părere cu ce zice Mircea, că trebuie să o testezi, să o înțelegi. Și aici am și o mică problemă și o mică paranteză, că există foarte multă dezbatere și sigur o să fie și după podcastul ăsta, mă, și, și vizualizez așa comentariile. <laughs> da. de ce? Pentru că e un subiect care înflăcărează, ca multe alte subiecte, dar ăsta parte foarte repede oamenii în tabere. Pro okay. și contra, de parcă trebuie neapărat să E un fel de religie cu ce motor, ce tip de motor? Da, 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 da. Na, și uh, mai poate mai revenim la asta ulterior, dar vreau să spun că e un subiect sensibil și oamenii uh, au de multe ori opinie fără să fie testat. De asta și eu merg zi de zi de peste un an de zile cu mașini electrice. Din când în când mai merg și cu altceva, dar de obicei merg zilnic cu, ma cu mașini electrice și ca să le înțeleg. Uh, uh -huh. Și de altfel am trecut la firmă toți colegii acum aproape toți, 90% au doar mașini electrice cu Limitele de rigoare, în sensul că nu poți să pleci în concediu oriunde, oricând, fără niciun fel de grijă încă, un pic de organizare, revenim și la asta poate, ce înseamnă să pleci mai departe cu mașina mașină electrică și în ce direcție, dar profesional e foarte util ca să vezi cu, cu ce se mănâncă. Cred că e o alternativă foarte bună și asta o arată și în și cifrele de vânzări, pentru că, Până la urmă, se vând cam 10% de mașini care se vând în România, o țară până în cele mai sărace din Europa, sunt deja mașini electrice. Și se peste tot în lume, și în vest, dar și în est, adopția e un pic mai rapidă decât uh, credea lumea. Deci avem practic reprezentat întreg eșichier, întrucât eu sunt singurul de la masa asta care încă mai conduce o mașină pe benzină. Mă recunosc acest păcat. Ce vreau să zic? Eu nu am crezut la început în acest viitor. De ce să vă mint? Mi se părea că e ușor utopic, așa, da? Drept pentru care nici n-am fost uh, curios să testez. Și la un moment dat, într-o zi, am zis, bă, am zis și eu ca Dan, bă, poate n-ar fi rău totuși să și văd cum e să ai o mașină electrică. Acolo s-a întâmplat de clicul. -clic <laughs> <laughs> În fine, da. Și, mă rog, mi-am schimbat uh, radical părerea, ca să zic așa, pentru că așa e când încep să vezi care-i treaba, știi? Că altfel trăiești în niște impresii pe care le înțeleg, care țin, dacă vrei, de, de fiecare dată de reținerile, că nu întotdeauna sunt temeri, dar uneori sunt rețineri când vine vorba de necunoscut, că tu nu știi și atunci îți imaginezi, e doar puterea de imaginație. Nu sunt neapărat lucruri raționale la mijloc, de cele mai multe ori sunt lucruri emoționale. Bă, spui Homo sapiens e o specie foarte conservatoare, că de-aia nu merge la marginea clădirii să fim curioși ce da. Și dacă mergi, te cam strânge, știi, nu prea-ți vine. Da. Așa suntem noi construiți. Suntem niște oameni, niște, niște ființe foarte conservatoare. Și e normal să fie așa, pentru că altfel am fi dispărut probabil ca specie la un moment dat, când ne întâlneam noi cu lupul. Da. sau cu ursul, sau cu mai știu eu ce jivină pe pădure. Sau așa, așa ne-am selectat cei care se duceau la marginea clădirii și-au okay, și da, mai transmis probabil, genele mai da, departe. Probabil, probabil, că, dus dacă, cu gene, probabil da, că dacă ar fi câștigat, tăia, eram deja cu electrice de 300 de ani. Dar uh, suntem conservatori și normal. Așa cum spui tu, ne e frică de necunoscut și în plus, așa adăuga eu, suntem niște ființe foarte emoționale. Așa e. Suntem atașați de... Mașinile pe care le-am condus până acum, avem, avem memoria mămăligii, cum spun eu, așa cum făcea bunica mămăligă și mâncam noi cu toții cu brânză, eram mici, așa stăteam -mi și cu mașina, dar încă ne miroase uh, interiorul ăla de Dacie, de pe vremuri și e normal să fie așa, cu ăla am crescut, încă țin minte cum, cum, cum era să pui mâna pe deschizătoarea de ușă, în formă de virgulă. Da, mă, de pe... chiar. și când trăgeai mai rămâneai minte? cu... Exact, nu ca exact, aia mână, adică exact, că minte, de acolo. Noi avem da. încă memoria, sunt niște memorii da. musculare. Nu știu eu mi-aduc aminte și de butoanele alea care nu funcționau, că bunica exact. s-a gândit și a tras fișele din spate ca a zis că să nu consume. Excelent. <laughs> <laughs> Super. Deci, la o am oprit și am vrut să pornesc avarile și am pornit și nu mergea nimic. Și zic, ce s-a întâmplat? Am scos a. eu fișele că dacă de... o uiți pornit așa, Îți mănâncă baterie. De unde și Depă întrebarea... De vremea era preocuparea de legată și, de curent. Aia zic, de unde și întrebarea <laughs> da. dacă mergi cu climatizarea pornită, ajungi cu electrica, nu știu unde, asta era de aici. Băi, sunt bituri multe de aici, da. E, la mine s-a schimbat, sigur, percepția din clipa în care am condus pentru prima oară, timp de o săptămână, o mașină electrică. După care am început că de fiecare dată când am avut o ocazia și am avut nevoie să închiriez mașini electrice ca să merg dintr-un oraș și în altul, am închiriat electrice de fiecare dată. Când n-am avut teama că aș putea să rămân și n-am unde să încarc și așa mai departe, după care mi-am dat și seama că și teama era de fapt doar o simplă teamă, că s-ar fi găsit oriunde și nu era nicio problemă. Deci mi se pare că e un e moment bun de dezbătut acum. Yes, este, este, da. E, e un moment bun pentru că le vezi din ce în ce mai des și e un moment bun pentru că anul ăsta cea mai vândută, ca să completez apropo de vândut, cea mai vândută mașină din Europa, da? O indiferent de, de, de motorizare, este la Model Y. Este în premieră absolută o mașină electrică. E mai vânsă decât orice altă mașină din Europa. Dăm, într-un moment destul de, de interesant de switch, dacă vrei, de schimbare radicală. Și uh, cred că dezbaterea e corectă. Pentru că, încă o dată, nu am venit aici să facem apologia mașinilor electrice, nu, ci nu, să nu. le zicem să cu, cu rele și cu, cu bune, bune exact. din experiență. Că din fericire avem și eu și Dan avem experiență, tu ai dat cu ele episodic de deci știi cu ce da. să mănâncă. Suntem aici ca să vorbim despre ele pe bune. Eu nu... o să fiu ceva mai da. curios ca să zic așa, Foarte pentru mine. că voi aveți mult mai multă experiență decât mine, conducându-le zilnic și stând practic în cea mai mare parte a timpului în mașini electrice. Eu doar le admir pe amândouă, deci ați făcut niște alegeri. Aici o să vă rog să poate ajutăm și pe cei care sunt interesați să meargă în pasul ăsta. Să le spunem câte ceva atunci când vine vorba despre alegeri la ce să se uite. Hai să vedem care sunt părțile bune și care sunt limitările din experiența pe care ați avut-o voi până acum cu electrici. Da, aș mai adăuga ceva înainte să Te intrăm rugăm. în avantaje și dezavantaje. Apropo, dacă, dacă e momentul sau nu. Dacă ne uităm așa în evoluția tehnologiei și adopția, pentru că la orice inovație, orice lucru nou, există o curbă așa. Și uh -huh. de obicei ea crește foarte mult pe early adoptă pe cei care sunt entuziaști da. și se duc și sunt și cobai și de multe ori nu merge. Ei, cumva faza aia am trecut binișor la electrice. Sigur că mai, inovația mai are foarte mult loc să se manifeste și autonomiile cresc și da. în continuare și o să mai crească, apar poate solid state și alte lucruri, o să vorbim poate și de progres tehnologic, adică mai este probabil mult în față, uh -huh. Aș mai adăuga ceva, că nu este totuși uh, o inovație atât de disruptivă, să zicem că e ceva ce nu s-a mai văzut, adică primul motor electric a apărut în secolul XIX, pe 1837, da. cred că a fost prima aplicație din asta care să meargă pe, pe o locomotivă. Da. Uh, Mașinile electrice au existat la început împreună cu mașinile cu motor termice. chiar erau prindeau o viteză mai mare. La început de secolul 20, în anul 1900, erau mașinile electrice. Da. S-au impus cele cu motor termic pentru că au știut să facă linii de asamblare, pentru că aveau autonomie mai mare, anumite performanțe. A fost până la urmă un. Așa s-a întâmplat, uh -huh. istoric. Putea să fie și altfel. Au mai fost tentative în ISO, în anii 70. Chiar începuseră să scoată ăștia prin America niște mașini electrice interesante. Multe dintre ele nu au văzut clienții. A fost și un lobby al OPEC-ului și al producătorilor de petrol care au mai oprit atunci. Din nou o tentativă până în anii 90. Ei, abia recent, în ultimii 10-15 ani, de când Elon, Musk și nu numai el, și chinezii au luat-o mult pe direcția asta, au început mașinile astea să se dezvolte foarte accelerat. Ei, deci în curba de inovație am trecut de faza de asta de early adoption, poate chiar și de tot felul de hype și de entuziasm, și acum e faza în care crește susținut și nu cred că le mai oprește nimeni. Da. Eu aș adăuga o chestie. Când vorbim despre mașina electrică, că toți vorbim mașini electrice, mașini electrice. Um... E atât de vag termenul ăsta, pentru că e un. Știi cum e? Pe, pe segmentul de mașină electrică plecăm de la Dacia Spring și ne oprim în Porsche Taycan, în da. momentul ăsta al România. Da. Deci pe această plajă de da. mașini, mașina electrică e atât de diferită, că nu poți să spui că mașini electrice fac sau dreg, sau sunt, sau nu sunt. Da. da pentru da. că unele sunt, altele nu sunt. Așa că dacă ții care per una dintre mașini, s-ar putea să greșești. Uhum. Dacă experiența ta cu o mașină electrică De da. a fost una proastă, că n-a avut autonomie Că a încărcat lent, că whatever S-ar putea să fi fost odată vina ta A doua oară vina mașinii uhum. Și nu toate mașinile electrice sunt așa Aș vrea să fac acest disclaimer pentru că e foarte foarte important Nu toate mașinile electrice sunt la fel La Sigur. fel cum nici alea pe benzină Nu sunt la fel, că nu e mare Ei, filozofie Bineînțeles, să-ți dai seama exact. Una e o mașină de Entry level și alta e 911. Exact. Iar. Ca să merg pe aceeași scală 11, cu tine. Exact da. deși, deși diferențele, poate, de performanță nu mai sunt așa de strict corelate cum erau la cele dinainte. Da, Când adică, te referi la mașini electrice, da, în general. Da, începe să fie un pic mai amestecată treaba. Cine ce face, în ce bani, e o treabă... Să se dilueze, da. mai ales granița, cred eu, granița între premium și non-premium. Da. Începe să dispară cumva, pentru că unele mărși premium au pierdut trenul, uh -huh. primul tren începe acum să revină, unele măști non-premium au prins tehnologie foarte bună da. și reușesc să facă treabă cu niște mașini extraordinare, s-ar putea să existe niște schimbări la nivelul ăsta, dar cred că își revin ăștia premium ușor, așa că s-au trezit. Luat la palme ușor. Acum prezența lui Mircea Meșter aici e, nu e deloc întâmplătoare, dincolo de faptul că se pricepe la mașini în general. El vine și de la sfârșitul unui tur în care a tot testat mașini electrice. Câte ați avut? 8. 8 mașini electrice în câte zile? 9. <laughs> Noi <laughs> facem... Eu, facem, așa ca să -ți minte. Da, bun, 9. <laughs> facem în fiecare an cu ajutorul unor parteneri care înțeleg treaba asta și vor să facă parte din, din mișcarea asta a schimbării, practic, până la urmă despre asta e vorba, printre care se numără și green partnerul nostru autonom. Da. Avem, avem, o treabă foarte interesantă, dar în fiecare an, la finalul lunii septembrie, strângem 8 dintre cele mai noi mașini de pe piață și le testăm, dar nu le testăm nici autonomia maximă, nu mergem să vedem cât până să opresc, da. ci le testăm efectiv ca pe mașini normale, în trafic real, pe segmente de 150, 200, 300 de km fiecare și sub mașini într-un scenariu foarte, cum să zic, extrem extrem, nu foarte extrem. Adică? Da? Adică nimeni niciodată nu pleacă cu 8 mașini electrice în momentul ăsta din același punct, pe același traseu, în paralel și ajung în același punct și în punctul în care trebuie să ajungă, le încarcă pe toate deodată. Da, este un scenariu extrem. Ah, nu okay. se întâmplă asta organizat nicăieri. Noi facem asta și, practic, forțăm cumva să vedem starea și modul în care reacționează infrastructura noastră din 2023. Înțeleg ce vrei să zici. Facem asta din 2019. Da? Okay. deci sunt 5 ani deja de când facem treaba asta și simțim schimbările, le-am văzut an de an de an, adică sunt niște modificări structurale majore și la nivelul autonomiei mașinii da. dor, pentru că în primul an erau niște mașini cu autonomie redusă aveau și sub 200 de kilometri, acum am avut și peste 500-600 de kilometri fără probleme, real în România uh -huh. iar infrastructura din nou evoluează major de la an la alt în special când vine vorba de, de exemplu stațiile de la hoteluri sunt foarte multe hoteluri care de la un an la al altul apar cu stații de încărcare medii, de viteză medie, pentru că te să încarci peste noapte. Peste noapte orice mașină se încarcă full la hotelurile astea. E neapărat ceva rău că încarcă medie, pentru că din ce știu atunci, cu cât încarci mai repede o baterie, cu atât îi afecte și durata de viață pe undeva. Asta da și nu. Da? E un da. mit ăsta? Da. Este, o să deschidem o listă de mit. mit. <laughs> este un mit, pentru că mașinile electrice, la fel ca orice telefon și așa mai departe, nu are o capacitate a bateriei netă și atât. Dacă, dacă vedeți că o mașină electrică are o capacitate a bateriei netă de 70 de kWh, să spunem, da? brut e undeva pe la 73-74, adică mai există un buffer de 3-4 kWh, care înseamnă 5% da? din, din capacitatea bateriei, cu care mașina se joacă. Deci știi că dacă tu o încarci full, ea nu e full, de fapt că mai sunt okay. niște kWh și invers. La fel, dacă tu nu o încarci full, știe foarte bine că mașina mai are o grămadă. La fel, dacă ajungi la 0% baterie... Mm -hmm. De fapt Ea mai are zero. o rezervă acolo ca să, mai, să te ajute. Că nu recomandăm nimănui să se meargă la apana, zero. Adică, adică, Pana prostului eu și am la electric. <laughs> da. uh, și se întâmplă lucrurile astea, adică e un fel de mit. Într-adevăr, cumva știm foarte bine că uh, încărcarea mai lentă ajută bateria. Dar nu, din ce am discutat cu specialiștii da? mașinilor electrice, uh, care fac mașini electrice pentru mărcile auto, nu e o problemă să încarci mediu rapid. sau rapid. Rapid. Da. De că nu e major, nu e o diferență majoră. Nu, nu, nu afectează bateria pe termen lung atât okay. de mult. Promit că o să deschidem lista asta cu da. toate subiectele, unele dintre ele mituri, altele poate justificate. Mă rog, urmează să le vedem împreună. Le-am pus așa fiecare ceea mă rog, ce a trecut pe la ureche, sper că le-am adunat pe toate. Dacă nu, o să ne mai scrie lumea și în comentarii și eventual o să mai revenim cu prima ocazie la ele. Uh, ați putea să faceți un uh, avantaje și dezavantaje în ceea ce privește electricele din experiența voastră așa overall, chiar dacă, nu, chiar dacă ele sunt diferite pentru că tu ai o mașină și tu, da, ne conduci altă mașină. Am putem vorbi și despre alte mașini pe care nu le conducem, că cu asta ne ocupăm. Da? Ca să plecăm de undeva. Așa, cum le simțiți voi, așa, după, după experiențele de până acum? Cum spunea și Mircea la început, când ne-ai întrebat-o dacă e o idee bună să-ți iei electrică acum, Răspunsul ca de obicei este depinde, pentru că sunt multe mult, mulți factori. Da, da, multe Dar, variabile. La fel și cu avantaj și dezavantaj. Un avantaj pentru cineva poate să fie un dezavantaj pentru altcineva. Uh -huh. uh, care au fost că... pentru tine avantajele? Și care au fost limitările, ca să zic așa, dacă ele au existat? Mai uh, să încep cu limitările. Uh, o limitare care ulterior s-a dovedit că era mai mult în capul meu și a trecut de repede peste ea era povestea asta cu să nu rămân fără ce să fac, dacă nu o să am autonomie. Uh, și uh, eram așa puțin panicat în prima săptămână, mă uitam peste tot, reperam aplicațiile, chargerile, da. pe unde să fie. Asta am dus când la un erai hotel... în oraș sau când plecai și. Noar, în oraș. Chiar și în oraș, da. Okay. Chiar și așa, acum sigur, doar când plec mai fac asta, dar uh, eram, am dus la un hotel, la o conferință, repede să pun acolo, încărcat, era un fel de gen să, să nu scadă sub 70%, adică aveam eu mare grijă. După aia mm. mi-am dat seama că era doar în capul meu, chestia asta, și de atunci, foarte rar am mai încărcat în București altundeva decât la birou sau acasă. Okay. Arhi suficient, e adică dacă ai posibilitatea să încarci acasă sau la birou și nu contează cu ce viteză, că o lași peste noapte, o lași peste zi. Uh -huh. da. Asta e un alt mit, că spun ăștia, băi, dar uite câte pompe de carburant sunt uh, peste tot și câte stații de încărcare sunt. Zic, da, câte prize sunt. <laughs> adică, apropo de... Uh, <laughs> da, și da, sigur, da. o să vorbiți de stații de încărcare. Asta e un alt inconvenient, că infrastructura încă mai are mult să se dezvolte. Pașii sunt incredibil de rapizi. Da. Și mai ales ce urmează, adică o să avem acoperire și vorbesc în cunoștință de cauză despre proiecte despre care știu uh -huh. și care au fost aprobate, care au primit finanțare, inclusiv fonduri europene, în 2, 3, 4 ani de zile, în România vor fi mii de stații de încărcare, inclusiv sute de, poate chiar mii de viteză mare. Uh -huh. Acum uh, acum e și o cursă acolo, deci cum exista cursa în, în armări, acum e cursa încărcării, nu știu. Uh, și eu, pentru că e și un business. Dacă acum 2-3 ani nu era neapărat, mai divaghezi, mai sar dintr-una în alta, dar e, cred că da, e. Da, un topic. da, 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 uh, dacă acum 2-3 ani uh, operatorii din pe energie, din oil and gas spuneau, there is nou business case, pierdem bani, costă mult, nu știm, nu sunt suficienți clienți, ei acum fac calcule și câștigă bani, peste tot în Europa, chiar și în România. Și să creezi o infrastructură unde există o profitabilitate bună, unde e ce și nu. verde și așa da. și la asta. Deci, avantajele de deci, Prima limitare, de fapt, a fost o limitare doar în mintea ta. În nu, -a e, e și reală. Adică, mi s-a întâmplat, e. de exemplu, să mă duc la într-un loc la munte unde chiar nu aveam alternativă pe o rază foarte mare de, de kilometri de încărcare și am zis, ok, o să știu, eu o firmă bună care închiriază mașini și <laughs> întrebă și alt tip de mașină și am închiriat o mașină în acel weekend. Apropo, noi facem chestia asta ca a adresat temerea asta către clienții noștri care au un leasing operațional al electrice, au posibilitatea să le înlocuiască cu o mașină termică. Nu două săptămâni pe an sau ceva genul ăsta. A, am înțeles. Pentru situații de genul ăsta. situații de genul ăsta, că mergem vacanță mai departe sau alte lucruri de genul ăsta. asta, da, eu, au, eu poate să fie o problemă reală, dar e și o chestie de organizare. Și aici am ce mult mai bine cum e cu organizarea. De, pe, pe, aplicațiile. Mai există o problemă, s-ar putea să zici, a, da, este acolo, am stație, dar stația să fie coadă. sau să... Nu Aplicația nu-ți arată dacă stația e ocupată sau liberă. Mai arată, dar nu-ți arată cât e de mare coada. Adică, okay. mai înveți lucruri, da. Dar și asta în sine e o chestie interesantă. Nu pentru toată lumea. Din nou, unii nu vor să ridice capota, nu mai vor să facă nimic, doar să se urce și să plece. Uh -huh. Și din punctul de vedere are niște avantaje electrice. Mă rog, revenind. De dezavantaje sunt încă legate de autonomie, legate de stațiile de, de încărcare. Dacă stai, de exemplu, într-un cartier aglomerat cu blocuri cu astea, nu prea ai să acasă, e foarte greu. Uh -huh. O să apară și acolo soluții, da. Deocamdată nu, da. da. Uh, alte limitări sunt. E un produs nou și asta înseamnă că, tehnologic, unii din când în când pot să o mai dea în bară. Uh, cum spuneam, am trecut de fază de early adoption, sunt mult mai bune. Un alt dezavantaj pe care eu îl văd și ca business este că mașina bună de azi ar putea să fie proastă mâine. În ce sens? Că încă se mai dezvoltă repede tehnologia și asta s-ar putea să impacteze valoarea de revânzare cu cât o vinți uh -huh. peste 4-5 ani. Pentru noi e o temere reală asta, pentru că la noi e riscul. Când da. dăm închirie o mașină, pe mine mă preocupă foarte tare cu cât o să o vând peste 3-4-5 ani. Așa. Uh, și, și aici s-a mai aplatizat curba, dar e puțin riscant da, în momentul de față. Dacă apar în 2 ani, pentru că iarăși. Tehnologia va. Da, se ce repede, zici da. Tu Tu zici așa, peste 2 ani, când urmează să o vând, a ajuns mult mai departe tehnologia, nu mai ești tentat să o mai cumperi pe aia de acum 2 ani. Da, Prefer să se întâmplă asta și în cazul constructorilor, care anunță cu surile și trâmbiță o mașină, uite, da? astea spozele. pozele, da. începând, uite, noi filmăm asta în octombrie 2023. Da. da. Și vin unii acum și zic, uite, asta este mașina noastră, începând cu octombrie 2024, peste un an, va fi disponibilă pe piață. Da. Și are asta, asta și asta. În momentul în care se lansează mașina aia, Deja? Ea se lansează bătrână, da, mă. se lansează expirată, nu mai face față la nivel de autonomie, tehnologie și așa mai departe, mașinilor lansate între timp. Și se întâmplă asta des. Au, au fost cazuri în care constructorii au lansat mașini expirate, să zic așa, la da, nivel tehnologic. Nu e dramatic, dar există <coughs> fenomenul ăsta. Da, e o preocupare, asta. da. Pe uh, partea de avantaje, aici e iarăși chestie de gusturi și personal. Mie îmi place foarte mult liniștea dintr-o mașină electrică. Îmi că e foarte zen. E și... spa. De unde și uh, multe mașini uh, electrice se duc așa mai minimaliste. Nu doar... Tehnologia din spate e minimalistă, că e mult mai simplă. O da. tehnologie de unde un alt avantaj foarte mare e în exploatare. Nu prea mai mergi la service. Și asta e o problemă pe lanț. Adică noi, iar, suntem Lanzi în. e o problemă, da vorbeam, cu, da. vorbeam cu cei din Norvegia, de exemplu, la reprezentanții dealerilor. Foarte supărați, pentru că ei vând foarte multe electrice, aproape numai electrice, se vând la ei, că sunt și subvenționate și. Apropo, merg în, în Norvegia nu e chiar așa de cald. <laughs> apropo de. Pot să de de, da. că ajungem la mic, exact. imediat. Uh, Ei vând foarte multe electrice uh, și nu le mai văd pe la service, adică pentru că au mult mai puține probleme, sunt mult mai puține frecări, mult mai puține componente. Undeva la 50% din piesele unei mașini termice, ca idee. Da, un alt okay. avantaj poate cu riscul de a părea un pic tehnic este că, așa, o să spunem foarte general, mașinile astea sunt mult mai eficiente. Transformarea energiei pe care o baști în ele, că o fi, nu știu, la carburant sau curent, în energie me Mecanic, kinetică, da, mecanică, da, este de două ori și ceva mai eficientă. Apropo de Avantaje. Da, 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 și asta da, da. se vede și în cost. Un alt avantaj este costul. Și noi facem calculele astea împreună cu clienții, și evident că am făcut și eu calculul ăsta pe propria exploatare. Tu zici că... costul de exploatare al mașinii? Da, deci un, un calcul simplu, o euristică simplă. De uh, dacă faci 20.000 de km pe an, care nu e ceva foarte mult, cred că economisești minim 100 de euro pe lună din diferența de preț al carburantului. Ok. Minim 100. Uh, poate mai mult dacă încarci acasă apoi mai depinde și de mașină că nu toate consumă la fel unele sunt mai eficiente, altele mai puțin eficiente evident, de stil de mers și de exploatare stil de mers, și da. un alt de dezavantaj este pe autostradă. nu mai e bine un alt dezavantaj, exact, asta e criptonita mașină electrice, este autostrada. Iarna. Da, autostrada, da, iarna. autostrada Acolo e spaima. Aoleu. <laughs> da, vezi așa cu ochii cum la... Cum dar se mai duce. Dacă e o mașină puternică și multe sunt puternice, la 40 de kW se duce repede baterie. În sensul ăsta. Deci, mă rog, aș putea să continui, dar mai las și pe păi alții. Păi lăsăm și pe Mircea, da. că el... Nu, eu ascult că zice bine. Păi zice <laughs> bine, eu te dacă, mai, dacă ai ceva, de, de, de că... mai ai ceva de adăugat. Da, voiam să, să, spun că... Uh, apropo de avantaje și dezavantaje, știi? Ce avantaj pentru unii sau dezavantaj pentru unii poate să fie invers pentru ceilalți? De exemplu, pentru mine, mașina electrică nu este în niciun caz un dezavantaj. Singurul lucru pe care trebuie să-l fac în plus da? față de mașina termică este să îmi plănuiesc cumva drumurile lungi. Pentru că când vorbim, vorbim de drumuri lungi, eu am călcat pe bec și am mers până la Lisabona și înapoi cu mașina mea, fără niciun fel de problemă. Când am mers în Grecia primată, mi s-a părut o aventură minunată, pentru că grecii pe stații de încărcare sunt ultimile și nația Europei, asta, să fie clar. N-au nicio legătură cu, din, cu industria până în momentul ăsta, dar înțeleg că bagă și eu un pic pedala acum, că trebuie, vorba ești nu Europa. Vine lumea la tine, vin românii și... la tine, tată, știi, cu electricele lor și tu nimic. Dar bulgarii stau bine. Bulgarii stau bine, în schimb, da, exact. Ce nu, la ce nu stăm bine nici noi, nici bulgarii, nici grecii este așa, mă rog, sunt așa numitele huburi de încărcare. Mm -hmm. da? În Europa de Est nu există huburi de încărcare. Hub-uri înseamnă un loc, de exemplu, în benzinărică, acolo se întâmplă, în tranzit, adică pe autostrăzi, da. whatever, pe șosele, unde să găsești multe stații da. foarte puternice în același loc. Okay. La noi sunt stații puternice, că sunt niște pionieri ai companii mm. care au făcut chestia asta încă de la început. Au început să pună în ultimul an apropo de ce am găsit în turul ăsta nostru, au început să fie stații foarte puternice, 300 de kW uh -huh. sau split 2 150 ca uh -huh. să faci două mașini rapid, foarte rapid. Dar problema este că nu există mai multe. Deci, când te duci în afară de la Budapesta încolo, că asta e bariera psihologică. Din Budapesta spre Lisabona și din Bari până în Rovaniemi. Da? Toată Europa e împânzită de aceste rețele cu multe, multe stații foarte Uite rapide aici. în același loc. Okay. Și care se întâmplă să fie cam la 100-100 ceva de kilometri una de alta. Ceea ce înseamnă că tu poți să mergi pe autostradă cât vrei, tu că n-ai o problemă, mm -hmm. în din două în două, cum ar veni ca Sigur, să ăsta. Da, Dar după două, trei ore te oprești, stai 20 de minute, că rapide. Până intri în benzinărie și așa mai departe, ai plecat căzgat. E full. Da. Și, timpul nu e o problemă. Okay. La noi nu există treaba asta. Și da. avem problema asta, e adevărat. O să se rezolve probabil în timp. Normal. Dar vorbeam de planning. Da? Când pleci la un drum lung, trebuie să-ți faci un planning. Da, deci e un fel de schimbare a obiceiului de viață, da, da, exact. dacă vrei. Dacă tu ești un tip organizat și îți place, de exemplu, când mergi în vacanțele tale să tai, să analizezi pe site-uri, la ce hoteluri mergi, unde ce vizitezi, o să fie o plăcere. Deci o okay. chestia asta cu pleninul e o plăcere. Pentru mine, de exemplu, e o plăcere, de aia zic că eu nu vă ca pe un dezavantaj. Uh -huh. E o plăcere să știu că mă duc de aici în Lisabona și că știu că încarc acolo, acolo, după care stau la hotelul la mănânc acolo. A existat Ce vreodată frunzi? riscul că atunci când ai oprit într-un loc să nu fie loc liber să încarci? O singură dată într-un într an și 10 luni de când am mașina. E adevărat am și avantajul de a încărca acasă, stai un... uh -huh. în dată. Mașina se potrivește mai bine, unora și mai puțin altora în momentul ăsta în 2023, uh -huh. se va rezolva. Uh, până în 2035 avem timp. Uh -huh. Sunt 12 ani și schimbările vor fi majore. Dar uh, mi s-a întâmplat o singură dată, în acest drum, mergeam spre Lisabona, am făcut -o un ocol pe la Stuttgart să scriu despre tenis, celebra mea poveste cu tenisul, <laughs> și în stația de încărcare uh, de lângă Stuttgart, patru stații rapide una lângă alta, erau ocupate toate. Și a fost singurul moment în care am stat, am așteptat după cineva să încarce, 5 minute. Okay. Pentru că fiind foarte rapide, se încarcă repede. repede A plecat da. unul, am încărcat. Asta, asta e povestea mea. Nu înseamnă că e și povestea tuturor. Se întâmplă ca dacă te duci la stații de încărcare gratuite, da? să găsești cozi acolo, de springuri în principiu. Asta e mi, povestea vieții noastre. nu? Așa ăsta. e moda. Așa dar, e moda. Ai spring în gratuit. Dar din nou, dacă tu nu, dacă știi că benzina și motorina nu sunt gratuite, nu înțeleg de ce te aștepta ca energia electrică să fie gratis. La fel avem discuții despre de ce sunt scumpe stațiile rapide. La fel ca și mașinile rapide sunt mai scumpe decât alea care nu. Adică poți să încarci acasă foarte ieftin sau să te duci să foarte rapid Ce mai repede. Exact. Și da, tot da. așa. Am avut o parelă foarte bună, un prieten a venit cu asta. Tu ți imaginezi că apa, care vor vorba, e o chestie naturală și pe care dai bani. Dai bani și nu mai e o problemă. Deci nu mai e o problemă să dai bani pe sticlă de apă, dacă vrei apă, nu? Corect. Dar e o problemă că trebuie să dai bani pe curent. Când trebuie să încarci mașina electrică pentru M unii. Cred că e doar o chestiune no? emoțională așa de început, pentru că la început, în mintea omului, a fost că trece pe, pe mașină electrică pentru că nu costă nimic combustibilul ca era subvenționată povestea, era evident că e doar o etapă, după care normal când începe să coste ai un mic tremur emoțional. Așa, după care te obișnuiești și mergi Dar oricum, înainte, la nivel după de a fost Dar oricum, da la nivel de costuri, hai să luăm că de obicei se, se face paralelă asta între worst case scenariu pe electrice, uh -huh. unde cel mai scump kilovat da. oră, da, este 2,5 lei. Da, 3,2 uh -huh. lei acum în România. Este 3 la cea mai scumpă stație de încărcare rapidă, da? În același timp asta echivalează cu un consum de iși 5% diesel la 100 de kilometri. Da. La nivel de costuri. Și oamenii spun, păi cum? Păi și ce mare chestie de economie fac? Mm -hmm. Pentru că, uite, costă <laughs> cât un diesel. Da, tu ești cel mai, cel mai prost scenariu pentru electrice, da, și cel ce mai bun, bun scenariu, scenariu pentru, pentru și spui, diesel, gata, da. mă, uite, hai să ne pupăm că e același lucru. Da, da, da. Exceptând faptul că, sau uitând de faptul că, o mașină electrică se încarcă acasă, în cazul meu, de la panouri solare. Eu nu folosesc, mm -hmm. nu mă costă nimic. Uh, și mulți dintre noi fac asta, adică în, pe, de, pe durata vieții unei mașini electrice, ea se încarcă în medie cu, cu o sumă pe kWh mult mai mică decât acel 2,5 sau 3,2 lei pe kWh. Da, da? Dar chiar și dacă n-ai avea panouri, am presupus că e 0,7. Da, e ceva de genul ăsta, da, că... 0,7-0,8. Pe, pe total, pe durata vieții, ar trebui să ai o mașină pe motor termic care consumă undeva la 2 litri uh -huh. la 100 de kilometri ca să fie egal, atenție, da. Apropo despre costul ăsta de carburant, mie mi se pare că e foarte simplu să observăm cei care le folosesc intens. Cine folosesc cel mai intens? Păi cei de la ride-sharing, de exemplu, da. soluțiile astea și sau au umplut de electrice. Da. da. Dacă de ar ce? fi fost greșeat, sunt greșit... Așa prea scumpe, da. prea ineficiente. Într-adevăr, sunt scumpe de multe, dacă comparăm cu o mașină echivalentă ca dimensiuni. E o discuție și asta cât uh -huh. ce discuție, scump? pe scump. Între mea. timp și celelalte au mai crescut, sau mai echilibrat. Cred că Pot părea scumpe, mai ales cred că am vorbea și de la trecută despre cât te costă cu adevărat o mașină. E prețul pe care, pe care îl dai pe ea sau da, e costul total? Da, da. Un cost total încep să se echilibreze, pentru că economisești la carburant, economisești la componente. Economisești la... după aia la. Posibilă impozit, reparație, impozite. În momentul de față există da. aceste subvenții, nu sunt pentru toată lumea, dar pot, pot să ajute foarte tare la costurile al mașinii și în, în viitor sunt convins că o să existe și la noi, cum există și în restul Europei, da? asigurări mai bune, impozite mai bune, mult mai bune decât sunt acum. Ai adică ca multe. A, parcarea, de exemplu, în București, dacă vrei un loc de parcare uh, plătit lunar, costă 500 de lei. Așa. dacă ai o mașină electrică sau hibridă în momentul de față, doar trebuie să te înregistrezi acolo și ai parcare gratis peste Așa, în toate da. parcările publice care sunt peste acolo. tot acum. Pff, și este și loc. Asta e un mist. Când nu Așa. sunt locuri de parcare în București. Au pus plată sau au făcut rost de locuri de ca la de stații, în nu există stații și stai la coadă la stații. Tot mitie. că dacă n-ai fost să vezi niciodată. Da. Apropo de stații, spune lumea că nu sunt stații. Știi, și eu fac tot timpul paralel asta, nu știu dacă am mai spus-o aici, în emisiunea anterioară pe care am făcut-o, dar e, nu știu cât timp nu ai câine, nu știu unde sunt cabinetele veterinare. Așa e că nu te interesează. Așa e, bă, e dreptate, Dar, da, că așa. nu treci pe lângă ele, you da. do, Ai văzut unul la un moment dat, parcă știi. Bă, când ai câine, știi în jurul tău la 2 km, fiecare ce programare, când poți să mergi, weekend, seara, două. Da, mă, să sigur că e la fel și cu mașinile. La fel și cu mașinile electrice. Plus că se întâmplă o chestie. De fiecare dată când trebuie să pleci cu mașinile electrice la drum, nu trebuie să faci planning. Nu, pentru că ghisce, ce, acele stații, odată puse, nu se mai mută. Că da, tu știi, corect. de exemplu, eu știu că dacă plec de aici până la Seghe, de acel drum pe care îl fac într-o zi, de fiată când plec din, în Europa, da? da? București, Seged, este clasic. Da. Plec de la mine din Balotești prin Brașov, Făgăraș, Sibiu, la Sebe și opresc mereu. Am o stație de 300 kW acolo, pe care nu nu este niciodată ocupată, niciodată. Da. Opresc acolo, mănânc la prânz da. și am ajuns la Seged. Asta e tot ce fac. Nu am niciun fel de altă oprire. Da. Apropo de cât timp faci până la... Și mă și enervează că fiind o stație rapidă n-apuc să mănânc. <laughs> că în jumătate de oră asta de se încarcă de, de la ciorbă a... după liguri, să Uite, mașina de la pompa. Fix asta se... e, da, dar între da. felul 1 și felul 2 vine ea. și aș putea să o las. Că vorba aia, trăim în România, să poate, nu e o problemă. Ba o pușcă de la latul, să nu mai încarce nimeni. Așa. Mă. Dar mă duc și o scot, poate are nevoie altcineva. Absolut. De obicei nu are, dar anyway. Da. O scot de acolo, știi? Da, l au rezolvat tot... problema asta. Că te ce... Exact. <laughs> Mi se pare mișto ideea. Da. Mi se pare mișto ideea pentru că educația nu s-a făcut niciodată așa din senin, nicăieri. Adică noi dacă ne imaginăm că poporul german s-a născut în prima așa disciplinat, suntem naivi. Evident că doar așa se poate face treaba. Hai să intrăm în mituri dacă nu aveți nimic împotrivă. Care e cel mai des întâlnit Mit despre mașinile electrice. Mă rog, subiect de. Hai să nu le zic că Dacă le zic mituri, o să zică lumea, a, deci tu pleci de la început, de la premiza că ele sunt false, fără să apuca să le dezbate și așa mai departe. Subiecte, puncte sensibile. Sunt o mulțime. <gântu -i> Unul unu care pe mine mă deranjează în mod particular este și îl aud de la tot fel de oameni, de altfel, competenți pe alte subiecte. Da? Sau. Dar de multe ori și asta e un alt subiect care mă pasionează tot mai mult este despre unde, de unde ne luăm informațiile. Da. Cât de tare verificăm? Că sunt foarte multe lucruri care circulă și mai avem și un mecanism psihologic. Căutăm informații care să ne confirme propriile păreri. Se cheamă confirmation bias, eroare da, de confirmare. Da, asta e un tot Ei, la noi căutăm aici, să ne validăm propria gândire. E foarte ușor să găsești pe internet, dacă cauți ceva, să-ți validezi, să găsești un mun nebun sau un studiu mai puțin certificat. Sau... Da. Și de asta trebuie să vezi un pic. De asta, Sigur. inclusiv jurnalismul, nu mai e chiar ce-a fost, să spunem, sunt mult mai puțini uh, jurnaliști uh, care chiar își fac treaba. Da. Uh, așa că trebuie să te uiți un pic la surse. Și unul din miturile pe care uh, l-aud des și mă cam enervează, trebuie să recunosc, este că, a, nou, că astea poluează mult mai mult decât uh, mașinile cu combustie. Deci primul subiect. Poluează mai mult decât mașinile cu combustie. Care e? Sunt mai multe etaje. Uh, oricum, iarăși, din nou, eu, eu așa sunt construit, încerc să văd care sunt specialiștii pe un subiect. Da? Că uh -huh. Nu, cred că ne ducem în avion la un pilot, zic, hai, lasă-mă pe mine acum că vreau să-l aterizez eu. Da. Da. Lasă-mă și mine 10 minute da. sus Sau acolo. Da. doctorului când începem să-i spunem ce-am mai văzut noi pe Google, se cam enervează. Zice, da, du-te la Google să te adică da. Înțelegem rolul specialistului în anumite instanțe ale noastre, în altele nu-l mai înțelegem. Și trecem așa de la specialiști în, ce am fost în ultimii ani, în epidemiologie, în geopolitică și conflicte militare. Și veșnic în fotbal. Tot felul, aia nu mai spune, e o constantă. Așa și Mai dau și în tenis. Am impresia că am început să ne pricepem maxim. O, dar la câte din tenis? Că acum avem o grămadă de subiecte, anyway. Da. Uh, uh, lăsând paranteză să uh. o parte, cred că sunt mai multe etaje despre ce poluează sau nu. Cel mai ușor vizibil este ceea ce se cheamă în engleză tailpipe emissions, emisiile astea, care sunt zero. De ce sunt zero? E foarte simplu. Dacă cineva nu crede în categoria că, nu știu, că pământul e plat sau ceva, să se ducă frumos în spatele mașinii. Să iau gât. Nu, dar poți să stea în spatele mașinii când motorul e pornit, să zicem. Oricum, la el nici nu știi dacă e pornit sau nu. Sau un mers, când funcționează motorul. Și vezi cum e la orice fel de mașină de combustie, în spate, oricât ar fi Apropo, by the way, mașinile moderne cu Euro 6, știu ce, au emisii mult mai decente. Poți trăi foarte bine cu ele în oraș. Dar, tot, tot există au o diferență. Tot sunt 100 și ceva medie CO2 emis la Dube, sunt 2-300. Da. Da, discuția Versus este ero. despre, domne, dar întreg procesul de construcție cu bateriile astea, când se construiesc de acolo, apare poluarea și e un fel de calcul din asta global. Nu știu, acum eu. Sunt, Acum, cred că, Dan, despre asta vorbesc. Da, sunt care etaje. au făcut aceste analize. Sunt da. următoarele etaje și e interesant, adică, apropo, revenind la subiectul cum ne luăm informațiile. Riscul e pentru oricine și pentru mine ar putea să fie riscul, zic, mă, eu caut și eu studii care să confirme că sunt uh -huh. mai bune. dar. Și tocmai de asta încerc să vă să mă uit la surse și, doi, să văd și opinii contrare. Totuși, e vorba de știință, uh -huh. da? așa cum și cu încălzirea globală. E o discuție lungă, dar nu poți să o mai nege nimeni, adică nu poți să vezi clar, pe pielea ta că e mai caldă. Adică, da, ok, da, da. care sunt cauzele? care sunt scenariile? Putem discuta, dar e clar că e, că e o problemă și acolo. Da. Ce putem face? Cu ce costuri? Sunt multe discuții. Sunt studii, cred eu, de de suficient de bine făcute și mai e o chestie. Nu cred că e așa o mare conspirație că societățile moderne, occidentale, care totuși pun cetățeanul în primul loc up to a point, au așa o mare conspirație să forțeze toată lumea să treacă la mașinile astea pentru că sunt rele. Da. Adică, Corect. ok, se mai pot înșela oamenii odată sau poate chiar toată lumea odată, dar toată lumea, tot timpul, da. e un pic cam greu. Așa și cu, cu asta. Sunt programe de, de trecut la uh, electrificare și multe alte forme mai sustenabile uh, cu mediu și mașinile ce sunt una dintre ele. Problema bateriilor, încă mai e un subiect de studiat, cu uh -huh. dar până acum s-au dovedit că țin mai mult, că se degradează mai lent uh, și și asta e un proces. Se pot refurbi și există și aici poate mai adaugă. Da, eu știu cum e... Parte din meseria noastră jurnalistă să punem întrebări. Da. Așa că eu atunci când am auzit-o pasta bă, dar stai puțin, astea per totalul a, ciclului de viață, de la prelucrarea primelor materii prime până la mașina pe șosea și după aia reciclarea bateriei, da? mașina electrică s-ar putea să a, polueze mai mult. Și am eu mi-am pus întrebări. Poate așa o fi? Hai să verificăm. Da. Și unde m-am să verific, așa cum spune și Dan foarte bine, la oamenii specialiști care fac asta. Adică la analize, peer-reviewed, de oameni care știu să fac asta. Cambridge, Oxford, lucruri de genul ăsta. Adică nu m-am dus la garajul unei Ionel da. să-l întrebă tu ce părere ai. Crezi că atunci când scoatem litiu din Congo, se emite sau nu se emite, după părerea ta? Și dacă, da cât? Nu, nu faci chestia asta, te duci la oameni care au făcut asta și au făcut niște analize. Iar analizele arată fără niciun fel de dubiu, deci fără niciun fel de dubiu, că în momentul în care mașina este pusă pe șosea, până în momentul în care mașina e pusă pe șosea, emisiile la nivel de producție, prelucrare materii prime, extragere materii prime, implici la petrol, dacă și despre asta mm. e vorba, nu uităm da, și din coace, așa, baterii, petrol, whatever, sunt egale. Și până în mm. momentul în care tu pui mașinile pe șosea, vorbim despre egalitate Moroles, Da da? Acolo suntem Egalitate între cele două tipuri de mașini okay. Motor termic, motor electric Deci să mai pune doar ce poluează deci, de acolo într-adevăr, mitul ăsta are o, o rădăcină de adevăr Bă, da, ele emit poluează și poluează la, la faci, fel dar Până după le pui, ce pe pui pe șosea okay. În momentul în care ai pus mașina pe șosea Deja ai ai făcut un lucru Pe care nu l-a făcut industria niciodată da? A scos emisiile din oraș da. Mașinile circulă în oraș, sunt electrice, nu emit nimic, așa cum a spus foarte bine Dan. Imaginează-ți, am vorbit înainte de emisiune, au spun și aici că e interesant asta, imaginează că uităm cu toții, vine o explozie solară, dar ne, 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 topește mintea, uităm, nu mai avem niciun fel de amintire, niciun fel de legătură emoțională. Să șterge mașinile. memoria, da, suntem în control al del, la până mâine, Reset. ieșim pe stradă, nu știm ce, a, asta e cheia, uite, bam, bam, uite, să deschide un lăcățel, să deschide o mașină, ea mea, știi? Și verifici, bă, eu am o mașină care scoate fum, și mai e o mașină care nu scoate fum, nu stroncăne, nu vibrează, nu nimic, cu care mă duc de înainte, da. fără să știi istoria. În mod evident o aleși pe asta, fără niciun fel de, de, de problemă și nici nu se pune problema. Vezi? E o chestiune de context și de punere în context a, a situației, de altfel, știi? Iar atunci când scoți revenind, când scoți uh, poluarea din orașe, cred că deja adunăm ceea ce se numește, de fapt, sau ajungem la ceea ce se numește, de fapt, cost social. Uhum. Pentru că niciodată nu punem în, în, în cal, nu luăm în calcul costul social al mașinilor. Nu atât în timpul costul de, de încărcare și costul de achiziție. Costul social înseamnă cât plătim noi, fiecare dintre noi, ca oamenii cu probleme de plămâni să da. se ducă în spital și să fie tratați, pe scurt. Okay? România este cea mai proastă stă, țară în momentul ăsta în Uniunea Europeană. Fără discuții, iar București este în top 3 orașe în Uniunea Europeană la capitolul ăsta. Cât plătim noi pe lună, pe an, per om care stă acolo și se tratează. Și păi să nu se mai zică, domne că suntem săraci. Păi, am, și că nu suntem și noi în top. O poveste trăită pe pielea mea anul ăsta. Am fost că dată pe an mă duc în niște expediții de astea pe munți și am fost în Ecuador. Așa. Uh, un oraș foarte interesant, la 3000 de metri altitudine, Quito, capitala uh, de acolo, 3 milioane de locuitori. Au fost de mai multe ori când a trebuit să-mi pun ceva, o mască, un baf, o chestie, pentru că nu puteam respira în taxiuri, pe stradă. Pe... De mai multe ori am pățit chestia asta Ulterior am petrecut câteva zile în Panama Unde străduțele erau mai înguste Mașinile stăteau cel puțin în centru vechi Mai bară la bară, n-am avut nicio problemă Și nu înțelegeam ce e diferit Puteam respira, erau mașini mai recente Pur și simplu, okay. da. mult mai puțin poluate Ba chiar și câteva electrice da, da, da. Da. Mai, mai e un aspect al poluării Un alt argument Care e adus des spune, Ok, ori fie ele așa, nu emit Dar Curent, curentul ăla, cum e făcut? Nu e făcut din chestii care poluează? Și asta e o discuție <gângă> mai lungă. Da, este făcut și din lucruri care poluează, dar Poate avem tot mai multă energie regenerabilă. nu poluează. Dovadă ce povesteai tu la început, că el are panouri solare. Dar nu numai, energia regenerabilă. Apropo, aici în România stă bine, adică în Europa chiar, care peste alte continente, România stă foarte bine. Avem un mix de energie regenerabile și în special hidro, extraordinar de mare. electrificarea în producție, adică panouri solare sau alte energii regenerabile moderne, eoliene, eoliene și, și altele se dezvoltă accelerat. Nu e chiar, chiar, rău și mai e ceva ce îmi place mie dacă vorbim și de curent. Um e libertatea. Adică, până la urmă, ai soluții pe care nu le aveai cu 10-15 ani sau le aveai foarte, așa, nu știu, pe bricolaj. Acum ai soluții uh, disponibile comercial pentru toată lumea și unele chiar interesante din punct de vedere a costurilor, să fii complet independent. Da. Poți să-ți faci o casă undeva în da, vârful da. muntelui, îți pui niște panouri, ai baterii de stocare, da. uh, Ai vehicule care îți permit să mergi și, apropo, nu știu, avem așa o obsesie poate uneori cu mașina se licea, uleu, că până acum n-au fost electrice și cum o să fie, dacă sunt fiabile, dar în jurul nostru nu sunt numai aparate electrice, adică inclusiv da, de transport. Da, 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 nu e ceva da. nou, da, da, corect. Nu e ceva atât de revoluționar. Așa este, da, da, da. Și apoi urmează discuția poluarea, ok, merge până în finalul vieții mașinii și apoi vine bateria care după 20 de ani, 25 de ani, da, conform, ce faci cu ea? Da, ce faci? O arunci, o bagi în pământ, poluezi de rupi. Așa. Pentru că la mașina termică nu se întâmplă asta neapărat. Neapărat. Da. Deși știm bălțile de ulei unde mai stau rablele. în fine. Dar ce faci cu ele? Și atunci vine povestea numărul 2, în care mari constructori auto au început să dezvolte și să deschidă, Mercedes e ultimul, în Germania, lângă fabrici, fabrici de reciclat bateriile. Se reciclează materia din baterii în proporție de 95%. Uh -huh. Ceea ce înseamnă nu doar că bateria nu e aruncată, ci și că, că la următoarea recuperat. mașină, da. nu mai treci prin tot ciclul ăla de scos, extracție corect, și așa mai departe. Corect, că deci recuperezi elimin de Elimin parte din poluarea aia de acolo, elimin parte din extracție, elimin parte din producție, plus... Aduci locuri de muncă în Europa pentru că se plângeau toți că odată cu mașini electrice care sunt cu 50% mai simple da? nu o să trăiască atâția muncitori, ceea ce e corect. Uite că se generează alte locuri de muncă, din da. altă direcție. Știi? Stații de încărcare, reciclare baterii și tot așa. E un lucru foarte interesant. E un, ciclu, e un ciclu destul de complex dar dacă stai un pic și analizezi e destul de simplu de înțeles. Adică nu e mare filozofie. Pot să trec la al doilea mit care e Vă foarte loc. apropiat de asta, Costul de schimbare a bateriei. S-a încheiat perioada de grație, de garanție, da? Cât are? 8 ani sau cât Cam are? Așa. Garanție? Cam Cam pe acolo, da? Păi știi, domnul Mircea, cât costă? Da, exact. Pentru că în capul multora, garanție egal ciclu de viață al bateriei, ceea ce este fals. Constructorii auto garantează 8 ani de zile o, o capacitate de încărcare de vreo 70-75% în mare. Okay. Adică după 8 ani ei spun, bă, bateria asta mai, va mai avea 77% minim. Dacă n-are, o schimbăm în această perioadă de garanție. Da. Asta spun. Acum, din experiența pe care o avem, odată cu hibrizii lui Toyota, că face hibriz de când nu existam noi pe piață, vorba aia, și acum cu mașini electrice, pentru că ele există deja, eu am testat primele mele mașini electrice acum 12 ani. Ok. okay? Deci există deja, am trecut de acești 8 ani. Chestia asta ne arată că în funcție de constructor, da. Da, capacitatea rămasă a bateriei după acești 80 ani este de peste 90%. Da? Okay. Există și construcții care sunt mai slabi, există dar în medie e acolo, peste 90%. Ceea ce înseamnă că la o mașină care are 500 de km autonomie acum, va mai avea, mă rog, o mașină de genul ăsta peste 10 ani va avea 450 de km autonomie. Uh -huh. Nu e nimic radical, nu e ca și cum nu mai poți să funcționezi. Iar istoria uh, bateriilor făcute de Toyota da? și de cei care au făcut baterii în timp, arată că bateriile astea funcționează și sunt în funcție da, vreo 20-25 de ani fără probleme. Despre asta vorbim, Adică, încă o dată, garanția nu înseamnă că îți arunci bateria și o schimbi cu alta și te costă foarte mult. Plus, nu mai spun de faptul că peste 10 ani bateriile cu tehnologia de acum da. vor costa mult mai puțin decât au costat când au fost puse pe mașini. Pentru că vor, vor fi tehnologii noi, probabil va, va exista și această, te, această industrie a retrofitului, adică pe mașini electrice lansate și, mă rog, cu tehnologia pe baterii de acum 10 ani, vei putea pune tehnologia pe baterii de, de peste 10 ani. În același, în același volum de baterie vei putea pune mult mai multă energie ca să ai mult mai multă autonomie. Și lucrurile astea se întâmplă as we speak, adică nu e niciun fel de mit aici, nici măcar nu e mit. E o poveste pe care dacă, dacă ești curios să, să o afli, uh, iată, mă rog, care, dacă ești curios să o afli, te, îți rezolvă miturile. Sau subiectul dilemele. numărul 3, coada la încărcări. Mircea care e norocos, v-a zis, el a stat maxim 5 minute. 5 minute. O e dată în an și 10 luni. E, e norocos dată. și organizat. Da. Da. Cred că au văzut cu toții, dacă am văzut cu ochii noștri, am văzut poze și uh, povești. Da. Nu spune nimeni că nu există. Noi, de exemplu, avem un parc destul de mare de Tesla da, și uh, cei care le folosesc, inclusiv clienții, de multe ori ajung la singurul loc, e, e halucinant deci în București, unde sunt, nu știu, că 2 milioane, jumătate, 3 milioane de locuitori și tot mai multe mașini inclusiv electrice și foarte multe Tesla, există un singur loc unde ai supercargere. Da? Și lumea se duce la cele supercargere, uh -huh. sub solul unui mall din București. Da. Da? Am trecut des pe acolo și colegii noștri merg și ne încarcă acolo. Aproape niciodată nu se mai stă la coadă. Foarte rar. Da? Și și stai la coadă puțin pentru că se încarcă repede. Da. Da? Deci există problema, dar e punctuală și pe măsură ce s-au făcut mai puține gratuite, sau chiar au dispărut, evident că s-a rezolvat și problema asta. Ca și cu locurile de parcare din București. <laughs> asta ca prin magia au apărut. Iar, uite, e o chestie de mit, știi? Spui mit, dar te refer la faptul că poate experiența mea a fost diferită de altora. Eu ce spun este că fiecare mit are o rădăcină de adevăr. Da? Pentru că dacă mm -hmm. nu te interesează cât de puțin, atunci când te schimbi de pe termică, pe electrică, să adaptezi un pic modul în care lucrezi cu mașina. Da? Să fii curios, măcar. Mm -hmm. Da? S-ar putea să fii ca mitul să devină realitate pentru tine. Adică dacă tu, dacă tu nu știi, de exemplu, diferențele dintre stații și puterile uh -huh. de încărcare, dacă nu știi că unele sunt foarte rapide, pe, pe curent uh -huh. continuu, și altele sunt medii, pe curent alternativ, și că priza mică, clasică, de acasă, încarcă în o mașină electrică în 30 ceva de ore, s-ar da. putea că atunci când bagi mașina electrică în priza de acasă și vezi că se încarcă în 30 ceva de ore și tu scrii online, băi, mașinile astea sunt niște gunoaie, se încarcă în 36 de ore. Da. Ce dracu e asta? Come on! Nu încărcăm mai repede? Mă, lângă tine, sigur există un DC, curent continuu, de probabil acum 100, 150, poate 300 de kW, care îți încarcă mașina aia mai repede decât te duci tu până la baie și înapoi. Dar trebuie doar să te interesezi de subiectul ăsta, știi? Mai e ceva apropo de mituri. Cred că de multe ori, de fapt, este... Noi comparăm, vorbim despre anecdotic și uh -huh. nu ne uităm la statistic. Da? Pentru că e ușor să găsești exemple negative. Nici nu trebuie să te chinui foarte tare. Dar foarte puțin mai facem efortul și uneori chiar nu e ușor, pentru că trebuie să găsești sursele de informații, să vezi, ok, am văzut problema asta și e normal că reacționezi emoțional, cum spuneam uh -huh. și Mircea la început la tot felul de lucruri. O fi, mi s-a întâmplat doar mie, se, li se întâmplă des. Noi știm asta din industria auto de mulți ani. Adică când vine unul și spune ai e o mașină proastă, de ce? Că am pățit eu ceva cu ea. Ok, poate ai fost un ghinionist. Hai să Așa, ne întâmplă da, da. niște să studii de fiabilitate. Da, da. Hai să vorbim, din, apropo, din surse bune, pentru că și sursele le, le pot fi foarte ușor manipulate și falsificate. Uh, și de multe ori asta facem. Ne uităm în anecdotic, găsim niște lucruri E reale, dar nu le contestă nimeni, dar mediile sunt un pic altele. Vorbeai de turul ăsta în discuze că intervin din nou, vorbeai de turul pe care l-am făcut noi, repet, un tur extrem la nivel de mașini electrice, că mașini care o ajung dată. deodată. Uh -huh. Și ni s-a întâmplat, de exemplu, eram undeva între Craiova și Timișoara, mergeam pe lângă Caransebeș și acolo s-a deschis recent o într-o benzinărie, da? da? Sunt două stații de 300 de kW una lângă alta sau patru ori 150, cum vrei tu. Da. Și acolo eu plănuisem ca patru mașini da. să se încarce deodată, ca să se încarcă repede. Da. Știi? Și am zis: "Bă, am emoții, poate o fi cineva acolo, nu? Cât, care sunt șansele ca pe în, în, probabil cel mai, unul dintre cele mai mari hub-uri de încărcare din România, în momentul ăla acolo lângă gara să nu găsești pe nimeni." Nu era nimeni. Am venit cu patru mașini, le-am pus ca la scroafă. Da. Așa stăteau. Au mulți imediat. Au, au imediat, au, au, mâncat 30-40 de minute și au plecat spre Timișoara fără probleme, au ajuns la hotel. Totul ok. Adică nu am avut probleme cu 8 mașini încă o dată. Știi? O singură dată n-am mers o stație, la un moment dat pe autostradă, dar la 5 minute era alta foarte rapidă și s-a rezolvat cazul. Și cam asta a fost într-un tur de 9 zile prin țară, da? Adică problemele pot să existe, dar asta spun că există un sâmbure de adevăr, pot să existe, dar ele sunt rezolvabile foarte ușor cu un pic de research. Asta e tot. Am înțeles. Duc următorul subiect în discuție. Sunt scumpe. Aici am uit la Dan că el ar trebui să stăpânească subiectul. Mașinile. Mașinile sunt scumpe, da. Sunt. De rugăm. Sunt. Toate mașinile sunt foarte scumpe. Mai ales că acum 2-3 ani erau mult mai ieftine. Adică da. inflația, acum, la modul serios, s-a văzut în multe produse, dar la mașini s-a văzut foarte tare și nu e doar efectul din ultimul an, dobânzile. bânzile uh -huh. a început, practic ele au început să o ia la valea de adică, ca în sus <laughs> cu prețurile uh, din pandemie uh -huh. uh, în pandemie a fost un moment ciudat pe de o parte de cerere foarte redusă pentru că oamenii nu mai foloseau și noi am văzut asta amplit, ce s-a întâmplat în lockdown și ulterior vara și a mai revenit un pic în 2020, dacă ne amintim, dar totuși au fost probleme și producătorii au reacționat destul de brutal. Au zis: "Nu mai avem comenzi, se anulează comenzile, ce facem? Oprim producții, oprim". Ei și știți că în o chestie e ca pachebotul ăla de da, în da, da, 4 da, km. Dar nu pornește așa de ușor și a mai fost problema cu, dacă ne amintim, că încă se mai simte un cipurile pic cu da? da, pentru că ei foloseau niște cipuri destul de ieftine. S-au dus la producători de cipuri și au zis: sorry, nu ne mai trebuie." anulăm comenzile și au zis ce bine că noi făceam niște chipuri mai scumpe și avem cerere foarte mare că toți vor laptopuri și alte lucruri. Da, da, da. Să deci facem de acasă. pentru aia. Da. Ei, peste șase luni au venit ăștia înapoi. Good Vrem news, avem nevoie alea. de cipurile alea. Și au zis, sorry, de aici. la coadă. Dând exact. uh, Don't call us, we will call you. Cam așa a fost. Și au început să construiască fabrici și alte cu dar durează. Da. Ei, cu ocazia asta s-au prins producătorii că până la urmă e un business și trebuie să miroase profitul. Da. Au văzut că vânzând mult mai puțin, da că a revenit cererea în 2021, dar ei nu puteau satisface cererea. Și ce faci când e mai multă cerere decât, decât oferă? Crește preț. prețurile și nu no, mai dai da. discount. Da. da. E, și au început să facă chestia asta. Unii mai agresivi, alții mai puțin agresivi, dar toți au crescut. Și nu doar pe fondul inflației generale. Salarii, dobânz și cea mai crescut na, energie. Nu, au crescut mult mai tare și au vândut mai puțin și asta fac în continuare. Au mai puțin, mai scump și fac profituri foarte bune. Da. Deci motivul este un mix da, de inflație din asta generalizată, Dar inclusiv inflație pe fond de. Hai să nu folosim cuvântul lăcomie, ci pe a câștiga mai mult. Uh -huh. da. Și da, toate au crescut. În paralel au apărut mașinile electrice. Normal că au fost mai scumpe la început, e o tehnologie nouă. Bateriile alea costă. Da. acum, pe anumite modele, eu cred că s-au egalizat. Și dacă ne uităm, de exemplu, ce face Tesla, nu mai spun că sunt mașini care vând foarte mult în lume uh -huh. și care la noi încă n-au venit. Mă refer la mașinile mai bune din China. Da, 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 da. Există un producător care se numește BID, aproape nu știu dacă toată lumea știe de unde vine BID, b y -D. vine de la Build Your Dreams. Și e o firmă destul de veche. Ba chiar e o firmă în care, cred că în 2008, Warren Buffett a investit vreo aproape 300 de milioane de dolari. Aha. 2008. A fost partenerul lui Charlie Munger, zice că a fost cea mai bună investiție pe care au făcut-o ei, vreodată. Uh, apropo de vizionar și de înțelegere. ce el? Da, între timp a mai vândut din partea, dar uh, acel Urșuit. producător, nu numai că e pe cale, cred că a și devenit de câteva luni cel mai mare producător de mașinile din, din lume, dar uh, face niște mașini foarte interesante, foarte frumoase. Da? nu au luat-o pe calea minimalismului pe care mergeți să-l uh -huh. da? uh, Și o gamă foarte largă, 6, 7, 8 modele. Ei, acelea vor veni. Da. Mai este o altă mașină, de exemplu. Avem voie să vorbim de branduri. Sigur că Ei, așa, da, e normal nu facem că reclamă voie. nimănui, vorbim da. de piață. Da. Este o altă mașină pe care o vedem în Europa, Eu am văzut-o la taxiuri, la Car și o vedem și în flote treptat, și la noi încă n-a venit. care Se numește MG. Da. Uh -huh. E un alt producător serios chinezesc. Apropo, când spunem China, cred că ar trebui să facem un pic pasul, să mai, ne mai dezbrăm de alte mituri că da, da, ce dacă se face în chinezești, în chinezești, tenis ea, și mai știu, gumele de șterzi. Da, nu spun că nu se fac și lucruri de aia. calitate inferioară, dar trebuie să ne gândim că totuși majoritatea lucrurilor care se produc pe lumea asta se fac acolo. Uh -huh. Măcar inclusiv, da, Apple, ce vreți voi. Da. nu știu câte din, cât din studio ăsta ai făcut acum. Da, da. În practic tot, exact. mai puțin ăsta. ăsta era de okay. dar okay. <laughs> <De> Adică <laughs> eu, eu sunt made in Bistrița, nu știu restul. <laughs> da, exact. Fiecare. Mare minune și ăștia care vorba sunt la New York produși, a, cică, vezi că e Moscot, dar dacă nu fi turna ceva și pe în China, mare minune, da. și de fapt în industria auto, o, oricum nicio mașină nu mai e produsă într-o țară da. e, chiar e posibil să fie produsă în niște zeci de țări, dacă nu așa e, mai așa e mă, da, vă păi, sunt foarte mândru, căștile astea sunt făcute la Brașov, în România da. Bine, nu, există, nu există <laughs> Zeheiser <laughs> are fabrică la Brașov dar e mare mândrie pentru noi pe linia asta de gândire, nu există merce pe lumea asta care să nu aibă componente făcute în România da, Un volan, mare mândrie, o cutie de, viteză. de viteze sunt două fabrici de cutii de viteze de astea DSG da, automatic, da, da. spun ei în lume, una în Germania, una este la una Așa este, loc. la Sebeș. Uh, e, la Sebeș, am, revenind, am fost persoana la... când s-a tăiat panglica. China așa nu mai înseamnă neapărat doar prost. Sigur că sunt discuții acum geopolitice, ce, dar hai să nu mergem da. mai alea, poate acum nu știu dacă avem timp, dar da, dar uh, până în alta se fac multe acolo și se fac o parte mm -hmm. uh, acolo. Ei, mașinile astea vin. Și este interesant, Eu spuneam de mg ul ăsta, de exemplu, o mașină break, performantă, decentă și care arată decentă înăuntru. Decentă adică bine. Da. <laughs> da. Uh, 35 de euro cu TVA fără subvenție? Cred că e destul da, de interesant. Da, da. O să vină, o să, o să fie puțin deranj. Da, 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 da. Cu să mai, un pic să de... mai așează puțin niște piese. Problema cu, problema cu constructorii, problema. Hmm. Faza cu constructorii da. chinezi e în felul următor. Până când să se lanseze mașinile electrice, uh, Uniunea Europeană și nu numai, Ținea cumva în frâu constructorii din China pe ideea de emisii. Okay. Pentru că ea nu investeau în motoare termice care se emită puțin, că da, nu da, interesa. Da. la ei vând cel da. mai mult. nu avea. Și atunci emisii, emit mult, nu poți să veni, nu puteți veni în Europa, la revedere. Stai, Europa, Ulterior a venit treaba cu safety, cu siguranța. Uh -huh. Domne ce mașini faceți voi? Uite, noi avem euro în cap. Ei și-a făcut uh, China în cap, da. în fine. Dar cu niște... Nu o recunoaște. Păi nu, pentru da. că aveau niște teste mult mai simple, știi? Da, da, și da, oricum, euro în capul fiind, de apropo, putem să facem misiune pe siguranță, dacă vrei. Da, nu era Un idea. examen cu test, cu, cu, cu subiecte știute dinainte, practic. Da. Cam asta e. Că știi ce teste facă ei acolo. Bun. Au fost cu testele siguranță, pentru că au venit primii constructori chinezi, i-au luat ăștia de la Euro în cap, i-au dat de pereți, s-a făcut acordeon mașina, toată lumea a zis, mașini chinezești? Nu. Niciodată. Odată cu electricele, mm. oamenii ăștia nu doar că nu mai au emisii. Da. Iar Uniunea nu mai poate să zică nimic. Așa. Dar ghiși, vezi că au 5 stele la euro în cap. Pentru că băieții s-au prins mm. ce trebuie să facă. Și e foarte simplu. E și trai... acum ăștia la Uniunea Europeană se, se scarpină în cap. Cu să totuși. vadă ce mai găsesc. Constructorii auto <laughs> tradițional zic, bă, mm. dar stați un pic. Puneți-le taxe. Dacă le pui taxe și vezi că bateriile mașinilor electrice multe dintre mașinile electrice care se produc în, în, Europa au baterii din China. Dar dacă aia pun taxele la rândul lor, s-ar putea să iasă tăi... exact, <laughs> ia un haos. Și e așa un cerc vicios din ăsta, înțeles. în care dacă eu, îi scump, eu îi opresc, ei scumpesc și tot așa, din care ghiște ce în noi ieșim prost. Cu toate astea, ce vreau să spun este că atunci când spui mașinile electrice sunt scumpe, da. este o frază foarte corectă cu 5 ani, 6 ani. Da. Ele sunt scumpe, da. dar nu doar ele. Exact cum a spus mm. bine Dan, toate mașinile s-au scumpit, iar dacă te duci la anumiti producători, vorbim fix de același cost. Mm -hmm. De exemplu, la BMW, că tot dăm branduri mm -hmm. acum, nu mai contează, da. la BMW, dacă ții un seria 5 nou, lansat recent, da. benzină, diesel, electric, same price. Same mm -hmm. price. La același nivel de putere, atenție, că nu vorbim de o mașină electrică, atenție, că se vorbește despre asta. Vorbim de o mașină electrică care are 300 de cai și o compar cu un diesel de 120 și zici, băi, mai mm -hmm. ieftină. Da. Vorbim de același nivel de putere, de da, da, echipări da, da. și alte da. lucruri. Mai am eu o întrebare aici. Sunt mai scumpe la noi față de alte state din Europa? Nu. Că ba sunt, chiar, am văzut niște diferențe ba de. Ba chiar are. sunt mai ieftine de cele mai multe ori. Odată pentru că politica comercială, și asta o știm de mulți ani, a producătorilor, ține cont de țară. De asta și există totul de mișcări. Se vând, se reexportă mașini noi, ceva uh -huh. foarte ciudat. De ce? Păi pentru că sunt diferențe de preț de la o țară la alta. Um, apoi. Um, mai e un fenomen și anume subvenția, acest ecotichet, mm -hmm. da, care nu e sustenabil, nu o să mai reziste prea mult, pentru că a ajuns să fie cea mai mare din Europa, 10, în jur de 10.000 de euro, poate chiar mai a mult fost dacă mai mereu. cumulez. Tot timpul a fost, timpul v -a v -a fost dar acum numai că Top, e cea mai permite, mare, mă. Păi dar locul doi, știi care e? Germania cu 5.000 și și ei se gândesc să o scadă, adică și peste tot se scadă aceste subvenții, se elimină, se pune altceva în loc, pentru că nu mai e nevoie. Da. Eu cred în ideea de subvenție temporară, apropo de, și de alte discuții pe fiscalitate. și, Da, în momentul în care tot subvenționez de 15 ani, programul RABLA de la noi, da, uh -huh. nu mai are sens, trebuie să gândești altceva. Da. Nu numai că nu mai ai bani. Și am o problemă cu programul de subvenție, cum e gândit acum, pentru că favorizează persoanele fizice. Da. și uh, pentru firme nu poți să iei decât maxim 10, adică dacă ai o flotă Aha. de pot Ei și firmele merg de 3-4 ori mult mai mulți kilometri o dată, adică. Mă rog, dar da, cumulând toate astea, politica de preț pe România uh, și cu subvenția sunt mai ieftine la noi. Am înțeles. Mai am un subiect. Eu form domne Iau ce foc. fac? Iau foc. Tu ce faci, Dani, că nu mai foc mașina ta? Păi, <laughs> uneori merge așa de bine că chiar simt că, <laughs> că iau foc anvelopele. Da. da, nu știu, în, ultima ultim lună de câte ori foc mașina ta. Altfel, știi? Nu, da, și să zic da, că el... m-a întrebat ieri cineva de asta. Adică, Te-a întrebat, eu probleme, da? Eu am un răspuns simplu. Eu aveam dozi Tesla, mă. Și era prima. Și cum n-au luat foc încă? Da, Bă, m-am uitat da, da, la ea, n-am văzut frate, nimic. Noi, noi cum știți, aveam o flotă mare și uh, în ultimul an de zile ne-au luat foc două mașini, dar nu era niciuna electrică. adică. <laughs> Disclaimer. Da. Da. Eu atâta spun. Cât timp faptul că ia foc o mașină cu baterie este o știre, da? înseamnă că nu iau foc destule. That's it. Asta e tot ce am mm -hmm. de zis. Corect observație. Jurnalistic vorbind că corect, da, el a, -a adus și pe unul care scrie de pe aici. Cum era cu știrea că un câine a mușcat un om, nu e o știre, dar un om a mușcat exact. un câine, e o știre. Da, mă, corectă observație așa e Adică de câte ori ia foc câte o mașină termică, n apare știre. Sau apare și colea pe la locale. Știu, Ei, dacă e locale. un Ferrari ca ar suna la noi, l-am dat pe autostradă și era așa cu Iva, nu mai știu ce mm -hmm. fotbalist okay. sau chestie. Da. Bineînțeles că a devenit știre, dar a devenit știre, deveni știre prin prisma faptului că era cu Iva exact. și exact. cred că era Ferrari. Exact. Nu Personalitatea era. a făcut știrea. Da, da. În cazul electricelor, at, atât timp când, când, știrea asta este demnă de, de, de prime time la. Da, înseamnă că o că e e întâmplare rară. Înseamnă că e o întâmplare rară. Fix despre asta. Tată, foarte corectă observația, nu mai am de aici, mi-a închis gura ca să zic așa din punctul de vederi. De ce ținem cont? De ce ar trebui să ținem cont când alegem o mașină electrică? Care ar fi, nu știu, am, am hotărât astăzi că e vreau să-mi iau o mașină electrică. Păi ca la mașina termică de nevoile tale. Da. <laughs> Prima dată, înainte să-ți o mașină, din nou, mașinile sunt diferite. Uh -huh. Tu nu-ți o mașină. Trebuie să-ți o mașină care se mulează pe nevoile tale. Ne întoarcem Acum... la primul nostru podcast. Iată. Exact. exact Acolo pot fi găsite multe da, repere importante. Și... O să las link jos în descriere. Foarte bine. Și, bineînțeles, atunci când vorbim de nevoi, mai există acea, acel apendice de, de pus, plus de personalitate pe care da, se bă, face trebuie Să, să zic că zic că ceva și despre placă mine. Și trebuie și să... să spună ceva despre mine. Trebuie să, da, trebuie să nu. Te faci de rahat în fața vecinului exact. urmă, nu? Că da, ți o cumperi. Bun. Deci, acest mic pendice e mai mare sau mai mic în funcție de om. Da. Dar dacă vorbim strict de nevoi, o mașină electrică ar trebui să-ți acopere nevoile tale. Trebuie să analizezi foarte bine unde mergi cu mașina, uh -huh. cât mergi cu mașina uh -huh. și pe cine bagi în ea. Uh -huh. Pentru că mașinile electrice, spre o serie de acum 5-6 ani, sunt acum disponibile în toate tipurile de caroserie pe care ți le imaginezi. Uh -huh. Da? Avem de la. Porsche Taycan, care e o mașină sport cu 4 uși, nu avem încă cupe cu două uși în România, nu avem cabriolet cabri electric, nu există, dar o să vină și alea. Dar avem de la acest, această mașină sport ultra, ultra performantă până la limuzine, da? la EQS, EQE de la Mercedes, până la SUV-uri foarte mari, cum este x ul de la BMW, până la implicit la... <coughs> Volkswagen de bază, de exemplu, care da, este da, da. Re reiterația ia, da. modernă a da, babusului da, da. clasic da. și este un fel de monovolum de familie super funky care e și declinați și în versiune de marfă. Există toate aceste mașini la dispoziție. Nu am văzut în marfă. Am doi prieteni care au așa este, ceva. Este. Are geamuri în oase. spate, e, sunt. A, okay. cu panou, da. clasic. E foarte interesantă mașina. Bun. Și atunci, tu poți să-ți alegi ce vrei. Poți să alegi o mașină de oraș mică, pentru că mergi doar în oraș. Da. Și n ai nicio problemă, indiferent dacă ce autonomie are, dacă ai 200-250 de kilometri, eu nu știu oraș în România care să aibă. <laughs> da, da, atâtea da, da. străzi adunate. Sigur. Ok. Până la mașini mai mari. Poate care voluntariu merg mai o să atingă cu atingă hotel astea, că înțeleg că e într-o dezvoltare posibil. continuă. <laughs> da, 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 până spre munte. <laughs> Facem râmă <laughs> din oraș. Da, și primul, primul, primul cu nevoi. După ce ți, ce ți acoperi nevoile și le pui pe hârtie, da, câți oameni intră așa mai departe, mai vezi tu de câte ori ieși cu mașina. OK. Pentru că dacă ești cu mașina foarte des din oraș, de exemplu, din punctul meu de vedere, îți trebuie o mașină care se încarcă foarte repede. OK, și Uite unde mă uit la asta? Puterea de încărcare DC, pe fast charge. OK. Pentru că cu cât încarci mai repede, cu atât stai mai puțin la stație. Sigur stații. că da. E un truc aici, ai o șmecherie și la bateria mașinii? Nu. Adică nu. sunt baterii de mai multe adică, tipuri, să adică adică se încarcă nu, mai da, repede. Da, o baterie mai mare înseamnă că ține mai mult. De mai fac. constructorii <laughs> fac chestia asta, unii fac această, acest mișmaș, dacă nu sunt stare să facă motoare electrice foarte eficiente. care da? la hmm. sau cum au coreenii, de exemplu, pun o baterie mai mare. Și Aha. Motorul consumă mult, dar din bateria mare merge arătat. mult. Și asta e, știi? Dar o baterie mare înseamnă o greutate mai mare și un consum mai mare și tot mm -hmm. așa. Deci sunt plusuri și minusuri. Deci bateria contează și nu contează. Cât contează să se încarce repede? By the way, din punctul meu de vedere, din experiența pe care o am, cred că o mașină electrică e cu atât mai, mai bună cu cât încarcă mai repede și autonomia nu contează atât de mult. Ok în anumite limite. Adică da, dacă are 120 de km, eu? e o problemă. Eu conduc un Hyundai da? Ioniq 5 care are platformă electrică la 800 de volți. Sunt foarte puține mașini în România pe platformă electrică 800 de volți. 800 de volți înseamnă că se încarcă foarte, foarte repede. Da. Undeva la 250 de kW. Da. Și tot drumul ăsta pe care, de care îți spuneam București, Sabona și înapoi, l-am făcut cu opriri de maximum 20 de minute la stații. Mai o, mult 100. de 20 de minute n-am stat niciodată și asta o dată la 300 de kilometri. Ok. Ceea ce cât se poate de acceptabil Să zic așa da. Implicit de cei cărora le plac mașinile termice Din punctul meu de vedere despre asta e vorba Dacă ieși mult în afară uite te la puterea de încărcare pe DC uh -huh. Adică curent continuu la stații ultra rapide Dacă stai prin oraș uite te la o autonomie decentă Pentru că nu contează, să-ți placă și mașina Corect. Vă mulțumesc <laughs> Și noi ție, da? mai ai ceva de adăugat pe subiectul ăsta? Puține uh filtrul inițial, dacă totuși vreau electrică da? <laughs> sau nu, că s-ar putea să nu fie ce trebuie. Uh, dar nu poți să, fie, să știi asta până nu testezi, până nu te uiți la niște parametri și faci niște comparații. Uh, Asta cu încărcarea importantă și nu toate mașinile încarcă la fel nici măcar pe AC, adică unele sunt la 11 kW, altele la 22 și poate să facă diferență. Uh, de exemplu, dacă ai, cum avem noi la firmă, <coughs> preferăm cele care încarcă pe 22 pentru că putem să avem mai puține locuri de parcare pe electrificate și să le încarce mai repede colegii în orele de birou. Ca mici mici lucruri de genul ăsta. Și, și pe nu... 22 care sunt? Pun și eu așa, zic ca om acum. care Deci care ne sunt. identificăm 22? că sunt și evoluează. de. Mercedes okay. are câteva modele, Porsche Taycan are mm. acum versiune de. 22 și poți să spui retrofit dacă ți-ai pus 11. Da. Uh, Renault Renault, da. Renault are cam pe toată gama, începând mm -hmm. cu prima mașină, mm -hmm. Zoe, și până acum, uh, cam astea sunt la 22 de okay. Dar se de schimbă de... repede. Da. Uh, și apoi, nu în ultimul rând, sunt criteriile astea de estetică, de ce ți se potrivește, de ce mesaj vrei să dai, că asta e o altă dimensiune, poate, pe care am discutat-o suficient acum. Dimensiunea asta de uh, a face totuși bine mediului, nu numai că să respiră mai bine, dar total. Da, da, da. 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 Uh, și asta Înțelegi e o chestie de imagine. Adică, de exemplu, dacă ai o flotă de, de mașini, da. da. ești o firmă, te reprezintă acea flotă. Ce scrii pe aia, ce tip? Uh, poate, nu, putem să ne ducem prea departe cu imaginea, să spune că e status și alte, dar până acolo. E vorba de ce mesaj dai tu în piață. Uh -huh. Apropo, mașinile, asta spun așa un mic secret de marketing uh, potențialor ascultători. Mașinile care merg într-un oraș, cum e Bucureștiul, ce scrii pe ele, sunt printre cele mai vizibile lucruri pe care le poți face ca și outdoor. Da. Efectiv, cu 20-30 de mașini în București colantate în un anumit fel, ești super vizibil. Noi, acum, de exemplu, suntem pe care să lansăm un nou serviciu de ride sharing, care se numește Blue. Așa? Toată lumea vorbește de el. El nu funcționează încă, n-ai voie încă, că aplicația există, dar n-ai voie, nu poți încă să comanzi. Poți să fie în câteva zile când vine o hârtie de la primărie. Dar până atunci, toată lumea vorbește de serviciul ăsta, de parcă. De ce? Pentru că mașinile sunt vizibile în trafic. Nu sunt atât de multe. Sunt și ce mașini sunt în serviciul ăsta acum? Prepondere în ai... Tesla. Și electrice și ceva mașini mai sus. O să fie un. Mă rog, n-am venit să vorbesc despre el, dar am profitat de, de ca să exemplific. Da. și E un serviciu ca să aibă acoperire largă, care se va deschide și către parteneri, dar preponderent electrice și mașini mai sus. Uh -huh. Ok. Mai am un subiect. Uh, scuze, vreau să termin chestia asta. Uh, pe lângă toate aceste mașini care ziceam că se încarcă foarte repede, da? vorbeai de Tesla. Uh -huh. Tesla are avantajul ăsta. faptul că se încarcă chiar dacă e 400 de volți, se încarcă repede la o supercharge de 250 de kW, au treaba asta și, în plus, sunt foarte ieftine. Ca să înțelegi de ce să vând foarte mult. Da. da? Sunt, sunt la un preț accesibil. Și îți oferă niște avantaje pe care alții nu le-au. Da, Asta e un pe care, mă rog, cred că mulți le știu, dar poate nu toți. Mașinile astea sunt foarte sportive. Da, Cel puțin dacă ne uităm la accelerație, e ceva Absolut. incredibil. Adică cu... Aici. Sunt la și acelație. nu sunt de acord de Exact, da. pe, drum, pe, pe linie dreaptă Pe linie dreaptă, pe linie da. dreaptă da. Pentru unii asta, la asta se pe da. Sigur, după aia dacă vrei să te uiți performanță pe circuit Comportament de șosea, cum stau în curbe Trebuie nuanțat Sunt și acolo unele bune, nu toate <laughs> uh, Însă dacă te uiți Cum se uită foarte mulți Și până la urmă e criteriul lor Da, da. Cai, putere, accelerație 0-100, cuplu, uh, cai instantaneu, e incredibil. Adică trebuie să ai grijă cu mașinile astea, că devin violente. Adică chiar Eu chiar nu recomand anumite motorizări, sau nu imediat. Da. sunt păi prea mult. Cai. Da, 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 știu, am simțit. Există, Există și de cai au da, trecut adică, toate poveștile astea, da. E, e un pic prea mult. Uh, dar dacă te uiți la un raport din asta cât costă și ce primești, ca viteză, de exemplu, accelerație, e sunt imbatabile. Adică. Și mai așteaptă, repet, noi, eu tot spun asta, noi suntem cumva la începutul electrificării în momentul ăsta. Am da. trecut de acel prag uh, psihologic de hai să vedem dacă mai există sau nu electrice, mm. dacă țin sau nu, clar vor ține, nu e problem, dar suntem la început. Eu acum 12 ani, în 2011, am testat primele mele electrice, aveau 120 de kilometri autonomie. Da. Și Peste 12 pareau... ani e 2035, acea mm -hmm acel prag uh, european în care în jurul vom găsi... Stai puțin, că e și aici o discuție. Că da. termenul ar fi nerealist și că o să Așa. vezi că se va reveni asupra lui. Cine știe. Am văzut că la Euro 7 au mai prelungit un pic. Da. Treaba e felul următor. Uh, nu știu dacă e mit sau nu. Ideea e că e posibil, orice e posibil, nu discutăm despre asta, dar toate, toate indiciile ne arată că treaba asta se va ține. Și de ce? Pentru că majoritatea constructorilor europeni au pus deja în mișcare, industrial vorbind, schimbarea. Mm. Schimbarea însemnând în 2035. Mulți dintre constructorii mari, Volkswagen, Volvo și așa mai departe, mulți, Jeep, dacă nu mm. mă așa, au spus: 2030 mm. vom avea în gamă doar electrice în Europa. Da. e cu 5 ani înainte, ok? Da, da, da. În momentul în care tu pui în mișcare acest, acest colos industrial care schimbă fabrici, schimbă linii de producție, schimbă tot la nivel european, da? nu mai poți să vin 2029, în aprilie, și să zici, bă, știți că v-am zis că așa. Da, Ia gata, punem frână, băgând din nou alea, că nu ai cum fizic, nu se poate. Da, știi? Mă, a pornit. Și, a și, pornit și, adi adică, da, structura infrastructura, dacă vrei, logistica acestor schimbări este imensă. Odată pornită, e pornită, a plecat și la revedere. Că ne întoarcem la, la motoare cu combustibil alternativ, e-fuels, și asta e o discuție, mm -hmm. by the way, sau că ele vor funcționa în continuare din 2035, pentru că Uniunea Europeană nu zice doar mașini electrice ce mașini electrice, sau motoare termice cu emisii zero. Mm -hmm, da. Și există acele e-fuels, da, combustibili alternativi produși în laborator, doar că din păcate în acest moment costă prea mult să-i produci, și da, un litru ar costa undeva de 3-4 ori mai mult, mm -hmm. și nu e rentabil energetic. Adică mm -hmm. folosești foarte multă energie ca să produci un kilowatt. Da, da, de, da, da, de vorbim putere. de gențea de care vorbeam la exact, început. Exact, exact, da. despre asta e vorba. Și atunci nu nu rentează, nu are logică. Are poate logică ca să menții în viață niște legende, cum e Porsche 911. Mm. Sau niște mașini pe benzină care ferariuri, de exemplu, știi? Da. Aici are logică pentru că ăla care și a Porsche 911 dă 25 de lei pe un litru. Da. Nu are o da, merge el cu ea. Da, deși dacă ne uităm la niște super sportive, de gen Rimac și alte lucruri, sunt numai, Adevărat nu electrice. Adică, na, da, Just putem să încheiem cu un top 5 uh, favorite mașini electrice azi. Din ce ați apucat să testați, cu ce v-ați dat? Așa, just for fun. Nu, asta nu înseamnă nimic. Nu înseamnă că una e mai bună ca alta. E o chestiune pur subiectivă. Eu poate sunt interesat, mă uit și sunt primele 10 mașini peste care o să încep să mă uit, să zic, ca idee, da. Mai mult de asta, ca să Dane înțelegeți continuu... sensul pentru care încep tu. Până la top eu 5... nu mă pricep, eu nu nu, nu, nu tu, sunt deci... în măsură. Până la top 5 voiam să mai spun ceva care cred că e important. E, cred că o ocazia asta de electrificare e o ocazie foarte bună să ne uităm la mașină puțin diferit. Nu numai cum o utilizăm, cum o uh deținem, -huh. cum... nu doar asta. E, efectiv, la ce e o mașină? Că ne-ai întrebat de criterii. Pentru unii sunt niște criterii foarte importante multimedia. Da?

Poate chiar 100 de ani, cam seamănă între ele. Așa e. Așa, sigur, cu inovații incrementale, da, un pic mai am. bune, un pic mai performante, un pic mai. Nu mai zicem funky. că în majoritate sunt aceeași mașină pe dedesubt. Da, da, nu mai vorbesc da, chiar de dacă platforme nu comune Platforma și. E da, cine le produce comune. cu adevărat, că nu le produc producătorii, doar le asamblează. Și exact. da. vân, nu mai intrăm în toate detaliile astea. Acum ai ocazie să te uiți la mașină un pic altfel. Și asta a făcut Tesla și asta fac și, și alții. Da, de la chestii banale de cum sunt mânerile la portieră și. Da, ma, fac chestii absolut simple, în esență. Îmi cer scuze că te întreb. Dar faptul că tu ai unde să-ți așezi comod un telefon când intri în mașină și el să-și yeah, încarcă în timpul ăsta Wi-Fi. Bă, nenică, mi se da. pare o chestie atât de, de la îndemână oricărui da, l Pentru producător. ceilalți Cum de, acuma, doar luteți la ea, a dat în cap să facă și două locuri, mă, că s-a gândit și la la din dreapta. Pe, că bine -a, și a făcut ea. o tabletă, de fapt, un sistem multimedia cu o mașină în jurul ei. Adică, da. cumva. După a. aia cum se aude. Stai, mă, că ieși, ieși. bă, Păi, ce așa era complicat să pui un sau în barmă, că locul era, că vorba mm -hmm. e sub parbriz. Bă, l-a pus el, mă înțelegi? Da, e ocazie să faci multe inovații, că o să vedem multe inovații. De da, bine. cu CarPlay e mă în la deocamdată, nu, în mod dar oficial? Nu, e nevoie. Nu. Mă rog, aici eu Poate sunt... Poate e unul care e obișnuit bă, cu CarPlay. Exact, eu spun. sunt și Mă deranjează chestia asta. Și eu Am da, să dai da, o obișnuire pe dacă, fără, e, să știi. dacă, dacă ești obișnuit cu CarPlay, s-ar putea să ai o surpriză aflând că Android Auto are cu cel puțin jumătate funcționalități în plus. Un sigur lucru de mă exact. deranjează și anume că folosesc Waze. Și nu, nu există încă pe Eu test. folosesc da, Google da, da. Maps și nu mă da. deranjează. Da. Sunt de acolo. Uh, apropo de asta, în completare, vorbesc și eu cu colegii jurnaliști auto care, care au aceast, acest defect. Dar noi, noi judecăm mașinile din perspectiva pasiuni, pasionat, pasiunii noastre pentru mașini. Știm ce înseamnă o suspensie minunată, o suspensie bună și ce înseamnă o direcție bună. Lucruri care nu mai contează. Da, la, fel, la, fel, de mult. Nu așa mai contează așa pentru e, e, da, Oamenii care își cumpără Tesla... Da, dacă și-ar lua pentru suspensia spate, care este nu atât de confortabilă, da. mai ales pe șosele noastre, dacă drumul bun o simți, ok? Da. Uh, nu dau doi bani pe asta. Așa e. Și nu, nu trebuie să, pă, să cădem în păcatul producătorilor auto mari, care stau, așa cum a spus eu, seara la cină cu trabucuri în mână și râdăi, uite, pe proștii, aș cumpăra la ha, ha nu-și cumpără mașina noastră construită în 10 ani da, da, și da, da. care să vinde în 20 da, de o exemplare. Păi, în timpul ăsta chiar cumpără. Nu, în loc să faci chestia asta în loc să ai atitudinea asta, mai bine te uitat de ce naiba cumpăra aia mașina, să te adaptezi un pic la piață, da, pentru că străim în 2023, când telefonul e jumate din viața noastră. Da, fă și mașina să fie jumătatea păi, cealaltă. Păi, ce aruncat, ști. e perfect. Deci da. să de răspund tata. la întrebare. Te rog. Nu o să fac un clasament strict pe mărci și modele, poate o să pun doar pe locul 1, o să zic, o marcă și model dar până atunci aș pune niște categorii care mie mi se par remarcabile. Și aș începe și tot așa, doar câteva. Aș începe cu uh, Tesla și categoria pe care o reprezintă, pentru că au fost până la urmă pionieri și au împins mult industria de asta în față. Și trebuie să le dăm credit pentru asta. Oricât de mult ne-ar displace Elon Musk, nu e. Nu, 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 -are, nu -are mai place cu chestiile personale. Da, da. Dar da, să știi că sunt oameni El care mai cumpără. El a fost da? Adică s-a simțit da. un alt rit din momentul asta în care... Asta alt subiect, era dar fac paranteză. El a făcut mașinile sexy. Da. Electric. Și le face da. la un moment dat și îi face datorită diverselor opinii pe care nu care toată lumea se identifică și uh, acțiuni pe care le face. Sunt oameni care nu mai cumpăresc să zic că e ok, mașina, dar prefer să iau alta pentru că nu e. Păi okay, Da, da, da. Și Nu simt pentru că fac parte da. din aceeași. Tabără. Dar trebuie să dăm credit. Până la urmă ei au accelerat revoluția asta și uh, sunt niște mașini foarte de apreciat momentul față. Cum spunea și, și Mircea, poate trebuie să le privești un pic te altfel. Te referi la un raport calitate-preț, da? Calitate-preț, ce fac pentru utilizarea urbană, inclusiv pentru servicii de astea de mobilitate urbană, sunt foarte, foarte bune. A doua categorie care, pe care noi nu prea o vedem acum în România, dar la nivel global există, sunt mașinile acestea de care vorbeam mai devreme, cu preț mai mic, raport foarte bun, preț-calitate, poate chiar mai bun decât Tesla. Tu zici de astea care n-au intrat încă. Da. Like... Uh, brandurile chinezești, da? Da, alea bune, chinezești, că da, sunt da, o da, da, vorbi, de da. porcărie da, și da. apropo, nu tot ce zboară se mănâncă și aici, adică uh, nu. La ei. <laughs> da. da. Nu da. mai vorbim de liliacul <laughs> respectiv. Da. cine știe <laughs> ce, ce lockdown <laughs> ne mai poate. la ei a zis meșter, <laughs> da. Corect, da. da. Noi sunt uh, aceste biduri, MG-uri și altele for, mașini foarte... Da, N-am vorbit de NIO. E o mașină foarte interesantă cu baterii da, interschimbabile. Inter I-au făcut rețea de schimba bateriile. Apropo de să încărcăm, ce Sunt încărcăm? Da, ăsta e un studiu mai vechi care am impresia că l-au dat -a în Japonia s-a asta, asta în, chestia asta. În Israel, niște da, companii. Da, 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 și-au și dat asta. faliment, dar poate erau prea devreme. Ei, ăștia investesc în continuare mulți bani în chestia asta și e o alternativă interesantă de battery swap. Da, veși pune că am un prieten care are acțiune, a cumpărat de la început acolo, a sperat. O Cred să, că trebuie să că, și vină o mașină sau ceva, nu știu. Apropo, ca orice schimbare astea, există și hoax -uri. Au fost o firmă de camioane în, în America care s-a dovedit să fie o, escrocherie. Da, dar au luat miliarde, adică există ca la da. orice schimbări. Așa, uh, categoriile uh, acestea de mașini le apreciez. Sunt două categorii pe care le-aș aprecia să le văd mai mult, niște mașini mai ieftine, Okay. Toată lumea vorbește despre ele și cred că pot să înceapă să le facă, dar nu le vedem încă. Dar vor veni, cu siguranță, că dacă uh -huh. există cerere și piață, se va întâmpla și asta, și o categorie unde nu e suficientă ofertă pe comerciale. Aha. Încep să apară, da, inclusiv camioane. Încep să apară, dar sunt în urmă. Și acolo, de fapt, doare cel mai tare la poluare, pentru că ea merg cel mai mult și au cele mai mari emisii. Apropo Așa. de să ne uităm puțin... Vestea filoare. bună e că o să se producă și în România, astea, da, de, da, electrice da. utilitare. Exact, care... a, la for. Pe locul 1, ca să dau și eu o marcă, este o mașină care are, din punctul de vedere, o singură problemă, prețul. În rest, mi se pare, cum spunea și mie cea mai devreme, că este un best-in-class în electrice, vorbesc de... Uh, Taycan și modelul Cross Turismo, acesta care e break și care de fapt e un fel de shooting break, să și ridic. Trebuie să aibă și un om în viață, un vis, mă, un țel, să se gândească la el. Domne, dacă o fi să reușești și eu vreodată în viață. Acum știi care dintre noi a trecut, vorba meme-ului ăla, care dintre noi a crescut cu postere cu altă marcă decât Porsche, așa că nu face decât să ducă visul mai departe. Înțelegem, Dane. Te înțelegem, stai liniște. <laughs> Eu aș face să știi niște. N-aș face top 5 în general, ci aș nu, face. Nu, nu top 5. Am, da, am un o, o, 5 de, care uite, la, nivel de, la nivel de uh, mașină sport Taycan în orice versiune, indiferent de, depinde ce-ți place și mie îmi place mai mult uh, versiunea break, e sport turism sau cross-turism, mm -hmm. doesn't matter for me, e ok. Nu știu dacă versiunile super sportive Turbo și Turbo sunt ce trebuie că sunt foarte puternice. Poți să și eu mă, măcar două zile de la autonom. Poți să, poți să compromut. i compromut. Păi tot aia e. Da. Așa, o asta. Doi, la mașini pentru toată lumea, din turul ăsta pe care l-am făcut acum o săptămână, am concluzionat eu că Model Y este o mașină cât se poate de ]ă, ancorată în realitățile actuale domnule, păi de și atât de Deși, nu eram, am, de -și, atenție, eu eram montat. un retractor, detractor al Tesla până acum. Zic că materiale, am materiale. M-am dus, să analizez. De... mai mult. divizia ta, da? De da, echipă. analiza am să da. o conduc, așa cum fac toți săia care zic că electricele. Da. da. Și eu ziceam Tesla, prea simplă. am, am testat-o pe foarte puțin kilometri. Se părea că materialele sunt dubioase, nu, nu face banii. Da. Mergând cu ea, testându-i mai mult sistemul multimedia, da? văzând cât de ușor e să faci un traseu cu stopuri, de exemplu, faci drag and drop pe chestia aia pe ecranul ăla rapid pe hartă, nimeni nu face asta în industria auto. Nimeni nu a reușit Încă. să facă un sistem multimedia atât de bun. Păi, de când timp e? Că deja Tesla are niște ani. Că -au da, făcut. da, da. Ei, s-au concentrat ei. Da. Tesla a altceva. pus două butoane pe volan cu care da, faci tot. Tot, da, da mă, aia e foarte mișto. Și la alte mărci da. ai leere, după da, 70 frate, de butoane. Da, nu, da. Da. Știi? Ai multe butoane care nu fac nimic. Da. Le pui la peșoată în începutul vieții, când ți-ai luat mașina și nu mai pești în viața ta. Așa e. Why? Anyway. Asta ar fi Tesla. La mașini accesibile... y acum are o performanță de vânzări notabilă, da? Model Y. y. că vorbim de 3 sau Y. Da, Y este cea mai vântă mașină în Europa. E indiferent de, de motorizare. Toate. 3 sau Y e, same, adică e o chestie de volum. Dacă vrei mai sigur. mult spațiu, îți iei Y. Știi? Da. Așa? Dacă vrei o mașină încăpătoare și cu spațiu de familie, luxury, whatever, cred că BMW X din punctul meu de vedere este mașina pe care trebuie să o iei. Pentru că odată este futuristă și doi ai spațiu în ea... Paranteză, vine Volvo EX90. Viitoarea uh -huh. generație X 90 nu va mai fi decât electrică. Se va vedea okay. în paralel cu asta de acum. Okay. Și nou EX90 ar putea să fie o treabă foarte, foarte interesantă. Vine imediat. Vorbind de acea mașină de familie, cea mai sigură, adică e și ea în Da, 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 vine cu un istoric. Da. La nivelul intermediar, așa, undeva la 60.000 plus o mașină de familie pe care poți să o cumperi și în care ai spațiu ca în cinema, ea mea, că de-aia am luat-o, uh -huh. da? Hyundai unic 5, n-ai nicio problemă, se încarcă foarte repede. Bă, uh, e și frumoasă, mă! E și frumoasă, e, e, culă, nea, e retro fut, retrofuturistă, cum vrei e, tu. Da, da, da. Iar în spate ai spațiu de când stă cineva, repet, treci printre genunchi și scapi ca la așa. Uh, și la mașini accesibile, ca aici mm. rămâne foarte accesibile, vă spun doar atât, așteptați încă un an. Se va întâmpla în cazul unor mărci franțuzești, ca să nu zic Renault, da? <laughs> să se lanseze niște mașini foarte, foarte mișto, bazate pe niște mașini din istoria lor, mm -hmm. care vor costa îndeajuns de puțin încât să fie considerate accesibile cu adevărat și care vor merge, vor avea o autonomie foarte mare. Și de aici... Nu știu dacă am zis 5, dar cred că da. O contează. De aici liber la comentarii. Mulțumim frumos pentru atenție. Trio prezent aici va mai reveni cu alte subiecte din industria auto, că sigur mai sunt multe care ne Siguranță, stau. Siguranță, uite, tocmai, un... mai Tocmai, tocmai ai lansat două provocări astăzi. Da. De gândi la ele și votăm. Mie mi-e puțin frică de comentarii, sper să fie blânz. Hai mă, ce doamne iartă mă. E, sunt <laughs> deschise, lăsăm liber. Cu contraargumente oricând discutăm cu mare drag. Sigur că da. Oricum, le dorim tuturor să facă alegeri cât mai inspirate, în general, în viață. Și în rest, să ne vedem cu bine și vesel și data viitoare. Are vedere. Mulțumim.